gata, tranzite live, am dat. Viețile mă aud. Mamă, stai că n-am mai făcut de mult live, mi-am schimbat astea pe aici și fii atent că nu merge sunetul. Mă aud? Mamă, viețile mă aud? Stai așa un pic, Teo Ziașu, căutăm Teo Ziașu aici, intrăm pe Teo Ziașu, s-aude Teo Ziașu, e live Teo Ziașu? S-aude Teo Ziașu, e live Teo Ziașu, viețile, ce faceți, bă, de că nu v-am mai văzut, băi, nu știu de ce, deci chiar nu mă țin minte de când am mai făcut live, că nu m-am uitat exact, dar știu că a trecut ceva timp. Cumva cred că mi-a fost frică, bă, parcă a trecut prea mult timp, nu știu dacă a trecut prea mult timp sau simt eu că a trecut prea mult timp, viețile, cum e mânca vași cura voastră, stați așa, stai. Să vede că a trecut mult timp. Stai așa un pic că n-am chat-ul pus. Stai așa. Mută chat-ul. Punem aici, n-am donațiile puse. Stai așa un pic. Repede. Ce faceți, mă? Vă pup pe toți. Cum e această zi? Ați luat vacanță? E ziua noastră? Asta e, de fapt e ziua voastră? De fapt e ziua unora dintre voi? Nici nu știu cum să o dau. Dar de fapt știți cum e. Pe 1 iunie suntem toți copii. Pe 8 martie suntem toți femei. Pe 1 martie suntem toți femei. Știi cum e? Pe 25 decembrie suntem toți elfii lui Moș Crăciun? Sau cum era aia? Că Moș Crăciun nu prea suntem toți. Și ce zic? Că am ustură un pic portofelul acolo. Unde sunt, mă? Gata. Bă, viețe, stai așa un pic. Gata, mă! Gata. Stai să-mi iau ăsta mai așa. Mamă, stai așa un pic că trebuie să-mi aduc ăsta așa că nu văd, nu mai diclez, viețe. Stai așa un pic. Mi-a zburat o lumină. Aha. Și acum eu dacă iau ăsta așa, ce îmi trage, mă, ăsta aici? Gata, cred că e bine așa. Gata, viețe, astea, se înforță. Ce faceți, mă, băi, mi-au apărut moderator noi. Rush, viața mea, tu de când ești moderator aici? Nu... Da, cred că am uitat. Bă, eu am uitat și din moderator. Uncați, ești gura ta. Ești nebun de când n-am mai făcut live. Bă, cât a trecut, frate. Vă salut din Bulgaria, Laura, tu ești bine, viața mea, ce pot să zic. Mamă, Teo, joci jocul ăla otrăvit, a sărit inima din mine. Bă, eu mă joc ăla chet, dar știi care-i faza? Am fost care doar 8 minute, doar 10 minute. Ce frumos ești, nu viața mea, doar m-am tuns. Ce faină e camera, se vede bine. Băi, viețe, nu e doar camera, am mai pus și o lumină aici, gen. Bă, dar eu de ce stau așa? Deci eu vreau să stau un pic mai așa. Deci asta o să fie poziția mea, da? Și eu mi-am... Ba nu, mă, trebuie să stau un pic mai așa. Cum să stau, mă, că dacă mă duc așa sunt prea negru ăsta de aici, știi ce zic? Dacă mă dau mai așa, îmi dau cu picioarele astea în gură. Și dacă mă dau mai în spate, mă joc pe telecomandă că nu mai ajung la tastatură. Și în față, ce să fac, că mănânc de monitorul ăsta, ești nebun? Vezi că se vede forță. Băi, deci ce observați? Cine vede diferențele? Deci hai să vedem. Cine ghicește ce am făcut eu diferit? Mută camera, viața mea. Nu mut, cât cum să mut camera, ești nebun? Vrei să demontez tot, să mut tot, ești nebun la cap, să mut toată camera. O să plec cu televizoarele, cu aerul condiționat, cu alea. Știu, mă, că te referai la asta, dar știi cum e. Mai încercăm și noi o glumă, nu ne iese, știi cum e. În viață trebuie să încerci chiar dacă nu-ți reușește, că dă-n greșeli înveți. Uite, eu am învățat să nu mai fac glume azi, gata. Asta a fost prima și ultima glumă. De fapt, a fost prima încercare de glumă, ultima glumă, dar știi cum e. Deci avem așa. Nu se mișcă în lag, nu se mișcă în lag să n-aud. Deci viețile nu e de la mine lagul. Vă zic cât pot de sincer, ești nebun la cap. Nu se vede chat-ul. Doamne, bă, dar am zis. Am și zis, mă, stai așa, n-avem nici like-urile, nici chat-ul. Aia zic, deci cum îi zice, mă, la ăsta, că iar am uitat, staff, de la pas, per, stop, steps, step, ce step, viața mea, step pe YouTube, hai că forță! Tatuaj nou, viețe, da, am făcut tatuaj nou, dar nu vreau să vi-l arăt pentru că e cu cremă, e cu mecleu pe el, e jale. Aș vrea să treacă, oricum nu e terminat, că mai trebuie să-l completez, să vi-l arăt după aia. Stor, mă, așa, stor. Bă, mereu uit, vă jur, nu-mi intră, mi-intră pe aici, mi-iese pe acolo, e jale, nu pot să rețin cuvântul ăsta, stor. Deci am pus un stor de catifea. Ce a ieșit din mine, mâncava și cura voastră. Te auzi încet? Cum o să mă aud încet? Mă aud încet, mă? Oare că nu vorbesc în ăsta? Mă auziți bine acum? E bine dacă vorbesc așa? Bă, nu fără Caterin, că mă aud încet? Viața mea, ai auzit de orașul Bragadiru? Nu. Ce oraș ăsta, Bragadiru? Viața e din America ăsta, Bragadiru? What is this? N-am mai auzit în viața mea, ești nebun, ce? stai așa. Da, vă salut din Elveția, vă pup, frate, de unde,
Da, chiar te auzi încet? Te auzi mai încet ca de obicei? Ce-am făcut, mă? Băi, am umblat eu la setări. Eu ce zic? Ia că știu eu să fac setări mai bune. Știi ce zic? Și am umblat la setări de mai bine... Închideam calculatorul, ești nebun la cap. Stai așa un pic, checking for update. Uitați-vă ce-mi face asta. Checking for update, ce update viața mea? Bă, ce sunt? Ce am aici pe dreapta, mă? Viețile mele, ce se întâmplă? Că eu n-am ăsta pe ecran. E chat-ul. M-am speriat rău de tot, stai așa un pic. Ia stai așa și dacă facem asta acum. Ia să vede chat-ul acum. Aia zic. Și dacă mutăm așa. Ce s-a întâmplat, mă? Unde e chat-ul? A fugit? Așa. Nice. It's Theo Deci live stream, very quality everything. Professional. It's very professional, you know? Stai așa. Ce voiam să... Gata, mă, mi-a revenit ăsta. Bă, s-a dat microfonul ăsta mai încet? Nu. Bă, chiar m-aud mai încet. M-aud mai încet. Stai, mă, să mă aud și eu. Ia, routing. Mic. Da, 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2. Dar ce s-a întâmplat, doamne? Deci ăsta l-am modificat mai așa, ăsta mai așa, ăsta este aici. La make-up gain, a? Ia, stai așa. 2-2-2-2-2-2. Wow, e cred că mă aud bine așa. Mamă, cum auzi că vorbesc în canal? E bine așa? Vezi, mă aud bine așa? E forță așa? Palm, e bine viața mea, e forță? Hai că le las așa, e perfect. Ok, uite, mai fac și ăsta așa. Mai fac și ăsta. Nu, nu mai, stai că după aia nu mai mi-am... Stai, mă, ăsta era pe la un 10 ceva. 2-2-2-2-2, mă aud bine așa? Cât era ăsta, doamne? Nu mai am setările, ești nebun la cap. N-am râgâit. Bă, stați, mă, atunci când am... Stați așa, că am un hater aici pe WhatsApp. Deci eu când am făcut pauza aia în vorbire și am zis ce a ieșit de mine, am făcut o pauză și știi ce zic? Bă, n-am râgâit, mă, a fost pauză de-aia, gen, am rămas fără aer. Nu râgâi eu pe live sau astea. Când vreodată? M-am râgâit eu vreodată? Bă, știți ce am făcut? Viețile, am fost... Viețile, e prea tare așa? E bine așa? E perfect? Bă, nu, stai, fără Caterinca, chiar nu-mi dau seama. Stai așa. Routing, stai așa, T10, stai că încă și nu mă aud bine când dau de acolo. Yeah. Stai așa. Routing, stai așa, T10... Bă, e bine, e bine. Încă și nu mă aud bine când dau de acolo. E bine așa, nu? Lasă așa? Lasă așa? E bine, foarte W început de la viațile mele, dar zici că nu v-ați obișnuit, ești nebun la cap cu mine cu începuturile astea. Spune lapul de 3 ori. Forță, am glumit și am râs și azi. Fă pol. Nu fac eu pol aici. Ia, facem pol. Mă aud forță. Da. Închide live. Ia să văd cine votează închide live, ca să văd dacă îl închid sau mai stăm. Știi ce zic? Până la urmă, știi cum e. Te auzi ok așa, ce amuzant sunteți, W, dă drumul la like-uri. Stai mă așa un pic, mă, că am uit... uite, intrasem aici și am uitat să-l pun, a? Ia stai, T10, intrăm aici, copiază așa, dăm aici, bam. Deci 30% dintre voi vreți să închid live, a? Am înțeles, deci vreți să închid live. Am înțeles, ia mă ia să vă văd, vă place așa mai mult? Că eu așa rămân, ce credeți că mi-e greu? Ia uite, un click așa, un click așa, sunt magician. Vreți să vă arăt cu puterea minții? Bă, fără Caterinca, vreți să vă arăt ce am învățat? Nu închide, nu închid, mă, ce aveți, mă, bă, nu v-ați obișnuit cu mine, mă, ce aveți, ești nebun la cap, fiți atenți. Cu puterea minții, viețile mele. Deci, hai să vă zic. Unii dintre noi fac chestii cu puterea minții, că suntem iluzioniști, așa ne numim noi. Noi așa ne numim ăștia, de fac dale așa și să mită, știi ce zic? Fiți atenți! Deci cu puterea minții închid camera, mâncați! N-am mai zis ceva! Și fii atent, m-am dus acum să nu ziceți că e fake dalea, da? M-am dus acum, sunt în spatele scaunului, sunt în spatele și uite, deci ca să nu ziceți că, na, uite, să vă după mână, na, deci cu puterea minții, da? Gata,
Ia, ia, mamă, ia vezi ce-am făcut, ești nebun la cap. Nu râdeți de pantalonii mei. Să n-aud alea, da? Să n-aud alea de pantalon de alea. Să nu vă aud, că sunt fașon de ăla. Acum avem cameră wide. Ce faci, mă, iar te bagi? A? Notă? Stai, mă, Costine, că nu mă văd. Notă? Forță? Fașon? Notă? Cel mai bun magician? Da, este senzațional. Acum, pe ce zoom eram, mă? Eram așa? Da, e bine așa, e bine așa. Așa. Asta zic. Viața mea ce dor mi-a fost de tine. Viața mea, dar și mie de voi. Și mie. Dar, bă, de când n-am mai făcut live, mă? Stai așa. Teo Zeciu. Teo Zeciu, live. 3 săptămâni. Bă, ești nebun, fără Caterinca? Nu, stai așa, că nu. Nu, n-are cum, n-are prea mult, prea mult, stai. Live? Deci n-am mai făcut de 19 mai, mă. 19, 20, 21, 22, 23, vreo 12. Mamă, cât a trecut, bă. Fascinant. Dar ce ai făcut, Teo, v-ați putea întreba? Ce ai făcut, Teo, dar n-ai făcut live? Și eu vă așteptați că zic, băi, vieții, am avut treabă, mânca v-aș curav. N-am avut când să fac live. Dar de fapt, nu știu ce s-a întâmplat, vieții, m-am stat și un pic mai pe spate, așa. A dormit și viața mea, păi pe bune, păi pe bune. Cosim, cu un euro ai cu țipetili. Te pun, mă, Cosime, ce faci? Cum merge Funny Moments ăla? Că am făcut material luna asta, avem 20 de live-uri făcute, ești nebun la cap. De cât iese? De 5 ore facem documentar? Live stream Teo documentar? Că am făcut live-uri la luna asta, de s-a terminat, ești nebun la cap? Da, câine, aia zic. Aia zic. Teo, dacă n-ai fi făcut live azi, aș fi fost singur rău de 1 iunie. Hai, mă, viața mea, că nu suntem niciodată singuri, nu suntem mereu cu Dumnezeu aici, despre ce vorbim? Viețile mele, ce? Vezi că și timpul ăsta când ești singur și ești doar tu cu tine, vezi că e foarte benefic. Să stai cu tine, să te liniștești, să te calmezi, astea și ce zic? Nu e neapărat un lucru rău. Nu vă arăt... Deci, viețile mele... Când mi-am făcut, mă, ieri sau... Alaltă ieri mi-am făcut tatuaj, mi-am făcut partea asta de antebraț. Nu vreau să vi-l arăt pentru că e... Nu e la calitatea lui. Știți ce zic? Pentru că e cremuit acum, e gălbejit, e... Nu s-a vindecat, e cu păr pe el, am uitat să mă spăl pe mână. Bă, prost sunt. Trebuia să-mi schimb crema asta, o am de dimineață, ești nebun? Forță. Dar mă rog, o să vedeți, vă arăt. Deci fac un short special cu tatuajul. Mamă, iar ești în pijamale. Bă, dar nu sunt... Bă, viețe, ia stați așa, fiți atenți. Pol. 2 secunde. Stați așa un pic. Giovanni, mai ești aici? Începe un sondaj. Ia stați așa. Ce pantaloni am pe mine? Ia stai așa. Reacționează la teaserul filmului FNAF și poate data viitoare joci FNAF 2. David, viața mea... Mie că dacă reacționez la filmul FNAF... Nu, tu cumva ești tu ăla de mi-a zis să reacționez la aia de... Mi-a dat strike de... Bine, nu strike. Nu strike, de mi-a închis live-ul, gen că avea copyright. 100% fiind film, 100% are copyright, ești nebun? Mi-e frică, nu vreau să reacționez. Uite, nu vreau! Ce-mi faci? Ia, deci vreau să văd. Am pus un poll pe cea, da? Vreau să-mi spuneți dacă pantalonii ăștia sunt de pijama sau sunt pantaloni de training pur și simplu. De fapt, nu de training, sunt pantaloni așa, mai subțirei, mai how. Știți ce zic? Ia vreau să-mi spuneți pe chat ce credeți. Și acum fac dale. Că eu sunt și dat. Mamă, nu mai fac așa, că mică ajung pe tot TikTok-ul, ești nebun la cap. Nu mai facem, cred că rămân după aia. Abia am făcut 1 milion de abonați, rămân după aia cu 1000. Dacă mai dansez așa un pic. Ia! Nu pot să cred că peste 50% chiar ziceți că sunt pijamale astea. Nu pot să cred, mi-e greu să cred, ești nebun la cap, mi-e greu să cred. Deci 55% din o 900 de voturi, 55% pijamale, 45% training. Am înțeles. E bine! E bine, forță!
Băi, vieți, vă spun sincer. Ăștia chiar nu sunt de pijama. Gen, eu i-am purtat. Bă, bine, acum, știți cum e. Nu sunt eu cel mai fashionist om și asta, da. I-am purtat pe ăștia, ne-a chemat cineva odată la o deschidere de clinică, gen, nu mă știu unde am fost. Bebe, nu mai face de-astea! Eu n-au nimic în căștile astea, aud greu și când aud, mă șochează, mă odurște și e aiurea. Nu mai facem de-astea. Băi, nu donez acum membrii, să nu vă aud, că n-am început joaca. Să nu mă luați cu donat membrii, că nu am început. Da, de ce? De ce? Ha? Bună seara, ziua, în primul rând. Pentru că nu am crezut că te speri, deci știți cum am făcut? Am făcut... Bu! Ce râde? Ce fari spectator aici, e viața noastră. Mamă, ce m-am speriat, dar n-are cum. Hai că, gata, avem un membru, să mor eu de nu donez un membru, că m-am speriat prea rău. Să mor eu, te iubesc. Stai așa un pic, dar n-are cum. Cum a fost posibil să mă sperii în halul ăsta aici? Vă jur că n-aveam, băi, nu e vorba de exagerat. Nu e vorba! Ia! Ia! I-am purtat pe ăștia, ne-a chemat cineva odată la o deschidere de clinică, gen, nu mă știu unde am fost. Bro, nu pot să cred. Nu pot să cred. Bro, câți membri merită sperietura asta, mă, ești nebun la cap? Bine, acum, știți cum e. Nu sunt eu cel mai fashionist om și asta, da. I-am purtat pe ăștia, ne-a chemat cineva odată la o deschidere de clinică, gen, nu mă știu unde am fost. Bă, deci vă jur, a fost un șoc total pentru mine, ești nebun, un șoc total, deci l-am simțit în... cumva... Deci dacă mintea, ce vorbesc, Doamne, astea, aici e mintea. Deci dacă inima mea ar avea un creier, l-am simțit în creierul minții. Bă, ce am cu... Deci mai are rost să mai zic? Mă joc cu astea, eu am aici două căpăcele, încerc să le bag una în alta și ce crezi, sunt aceeași dimensiune, nu o să intre niciodată. Dar eu tot încerc, știi ce zic? Dar da, e forță. 3 membri? 10? Hai mă să începem, notăm acolo, hai cu 3 membri să fie. Deci ținem minte 3 membri când începem să ne jucăm, pornim de la 3, da? Ok, da. Ce voiam să vă zic, mă, că vă povesti... Ah, ne-a chemat cineva, frate, la o deschidere, gen la un eveniment, așa. Și m-am îmbrăcat așa. Bine, nu cu tricoul ăsta, dar cu alt tricou și așa, în pantaloni ăștia. Oare credeți că s-a uitat ură pe mine? Oare credeți că n-am făcut o apariție senzațională? Ha? Eu cred că acum că mă gândesc dacă 55% au votat că sunt pijamale astea. Eu cred că... cred că de-aia nu m-au mai invitat pe nicăieri. Da, cred că de-aia. Cred că de-aia m-au invitat pe nicăieri. Da, gata, am înțeles. Te-am trecut pe carnețel. Păi pe bune, sunt pe carnețel acum cu 3 membri, da? Ține minte asta. Da, forță. A postat Jimmy, a postat și Shelly, reacționăm și după aia ne jucăm. N-aș reacționa la ambele, durează prea mult. Am văzut că la Shelly sunt 50 de minute și sunt vreo 20 și la Jimmy. Eu aș zice să reacționăm la Jimmy, repede, 20 de minute așa, ne mai liniștim, ne mai așa. Și după aia începem să ne jucăm. Sau mai vorbim un pic, că oricum am să vă povestesc chestii, și după aia ne jucăm. Stai așa, facem un poll de zile mari, deci atenție, viețile, atenție. Facem un poll cu 3 răspunsuri, mâncava și cura voastră. Deci nu 2, nu 1, nu 4, 3. Nu 2, nu 4, 3. De ce arăți Teo așa? Ce are degetul ăsta Teo? Așa, forță. Ceva viața, la mulți ani, unde o fi ziua ta azi, aștept să-ți văd tatuajul nou. Te pun mă, Pal, mersi din suflet, bro. La mulți ani vouă, în primul rând, indiferent de ce vârstă aveți, frate, că aveți 40, că aveți 2. La mulți ani, viețile mele, suntem toți copiii până la urmă în interior. Știți foarte bine, asta e... Dacă ne pierdem cumva inocența asta, chit că ești adult și ai ajuns să fii cât mai puțin copil și așa, dacă o pierzi de tot, nu e bine. Nu e bine, în viață trebuie să ne mai și jucăm, frate, să mai rămânem și copii, e foarte important. Așa, stai așa, polu. Ce voiam să întreb? Gata. Deci ce facem? Stai așa, vorbim... Vorbim și după ne jucăm.
reacționăm și după ne jucăm. Reacționăm la ambele clipuri și după ne jucăm. Ce face asta, mă? Nu mă lasă. Hai că las așa, doar cu astea. Și hai să votăm, ca să vedem ce facem. Mai zic o dată de faza asta cu tatuajul. Este cremuit, este îngălbenit, nu este la potențialul lui Maxi. Nu vreau ca prima dată când îl vede să fie așa. De asta nu evit să vi-l arăt. Îl mai vedeți voi așa un pic în mici mâinile și așa. Ok, dar nu vreau să vă arăt. O să fac un clip despre asta și îl postez direct cu așa. Vă zic și ce înseamnă, ce simbolizează pentru mine. Și acolo vreau să-l vedeți. Când e el vindecat, frumos făcut. Deocamdată nu e la potențialul lui Maxim, cu toate că e marfă, îmi place Maxim, dar mi s-a blocat chat-ul. Și a revenit, mi s-a blocat. Membrii sunt random dați de YouTube, membrii, exact. Vorbim și după ne jucăm, vieți-ne, fiți atenți. O să și reacționăm la Jimmy, că e scurt, e... uite, are... Nu, n-are, ăsta e altul. Are 23 de minute. Da, cred că o să vorbim și după ne jucăm direct. Că facem ăsta cu membrii. Iar am răgâimcați. Da, forță. Mă întreabă cineva, este așa. Dă un sus. Acum că e ziua copilului, cât cer pe o promovare de server de Discord? Da, viața aia, păi acum când e ziua copilului, mă duc la supermarket și cumpăr tot, ești nebun la cap cu 50% reducere, sunt peste tot reducere acum de ziua copilului. Ce ai, mă? Hai că forță! Viața mea! Dar îți dau contul de YouTube că e ziua copilului! Da, ia și îți dau și tricoul ăsta că e ziua copilului! Hai, mă, viețe, auzi, mă! Auzi, fii atent, am o cameră aici! E ziua copilului, ți-o dau ție, viața mea, zi! Bă, stăm așa! Am scaunul ăsta! Viața mea! Am scaunul ăsta! Îl vrei de ziua copilului? Că, mamă, ce ușor e bucația și pura ta s-a terminat! Îl vrei tu că e ziua copilului? Stai așa un pic! Am căștile astea, le vrei tu că e ziua copilului? I-ai luat cadou și Simei? Ce, mă, păi să iau cadouri acum? Nu i-am luat. Bă, nu aveți de alea. Nu mă băgați în gura lupului. Ce aveți? Bă. Mă simt ca la teleshopping. Bă, viețe. Dar uite că vorbim noi. Că suntem oameni până la urmă. Ești nebun la cap? Te speriași cam rău. Viața aia ce scurge din nas? Bă. Nu pot să cred ce timing. Fiți atenți în capa și cura voastră. Chet. Numai tu ai putut să vezi aia. Ești nebun la cap? Fiți atenți. Stați așa că vă arăt. Mesaje. Ia. Stai așa. Open. Fiți atenți. Deci vedeți că aici, ăla alb, e asta de la store, gen. Și na, ce-a prins ăsta, ce moment a prins, că pare că îmi curge năstrușnicia aia din nas, dar de fapt e ăsta cu care tragi storul. N-am, mă, ca să vezi, ești nebun la cap, ca să vezi. Bă, dar chiar, oare dacă pui poza asta pe net, lumea crede că ăla e muc sau chiar își dă seama că în spate e ceva alb și așa? Deci uite-te și tu în ce hal a fost prins. Eu am înțeles, David, că e trailerul filmului, dar e cel mai probabil are copyright sau nu are? Are sau nu are, că nu știu. Te pup, Teo, la mulți ani. Daniela, te pup, la mulți ani și ție. Doamne ajută să fim sănătoși cu toții. Și să ne meargă bine, să fim fericiți, că asta e cel mai important. Nu e muc, mă, bă, dar să vede clar, mă, uite, mă, na. Cum fac, mă? Stai să-l dau mai așa. Ia ziceți, în cur muci? A, e muc sau ăsta e? Mamă, viețile mele, chiar așa? Chiar așa, viețile mele? Băi, dar stai că după aia... Uite, ăsta se vedea. Ăsta de jos care e mai subțire, ăsta se vedea. Ăla se vedea, că după aia mă luați, bă, dar stai că nu e la fel. Ăsta chiar i-a curs mucul, știi ce zic? Viața mea, vrem și Jimmy. Viața mea, Jimmy l-am terminat de două ori. Dacă mai aud o dată de Jimmy, mi se iei pe aici. Nu are, ai încredere? Atunci reacționăm la filmul Fână a F, bro. Fână a F movie trailer. Deci, David, uită-te în ochii mei. Te uiți în ochii mei? Dacă filmul ăsta are copyright,
trailerul, dacă are copyright, că filmul are sigur, îți dau bani! Te-ai uitat în ochii mei? Așa, forță. Bine, bine. Da, n-are ca reacționa Rafa, mă, uite. Da, n-are. Hai că reacționăm imediat. Ce vreau să vă zic? Stai așa un pic. Că tot vorbim noi de muși, de râgâieli, de astea. Bă, suntem oameni cu toți ești nebun la cap. Indiferent de unde se întâmplă sau așa. Na. Uneori e neintenționat, dar uneori mai e și intenționat. Fiți atenți. Eram la filmare la Shelly. Am filmat când? Duminică. Duminică am fost într-un parc. Deci, David, te-ai uitat în ochii mei, da? Fiți atenți. Deci am fost duminică la o filmare cu Shelly. Am filmat jocuri de-astea de pe TikTok, jocuri din copilărie, mă rog. Caterinca, oricum. Nu știu când iese vlogul, dar cred că iese săptămâna viitoare maxim, cred că e și reacționăm aici. Sper să facem live să reacționăm. Și la un moment dat... stai mă că vă arăt TikTok-ul, stai așa un pic. Stai așa, deci TikTok.com, e bine că mi se încarcă, asta e cel mai bine, așa, gata. Shelly. Shelly, așa. Unde e, mă? Uite asta. Stai așa, să dăm aici sunet. Deci uite, ăsta e TikTok-ul. Practic ni s-a pus o bandă de aia de scotch, gen puternică, pe piept, unde aveam păr. Și a fost legată cu oață și ața lipită de o minge din asta. Și dacă dădea cu piciorul într-o minge pe rând și dacă nimerea aia de pe piept, ni se smulgea aia cu tot cu părgen. Și ce zic? Și ia stai. Stai, unde a fost? Uite aici e Shelly, ia. Așa, și aici am fost, eu cred, ia. M-am speriat mai rău decât m-a speriat acum Cesima, dar asta e partea a doua, forță. Mă rog, ce voiam să vă zic, vedeți cum stăteam noi așa, acolo în pielea goară, pe scaun unul lângă altul? Și ce credeți? Fix când a dat rec, i-a zis lui Shelly, stai puțin, și am ridicat-o pic așa și a ieșit trompeta de mine. Ești nebun la cap, nu mai putea să țin. Și acum... eu sper să nu pun aia pe vlog, că m-am dus, ești nebun la cap, dar pot să vă povestesc că suntem în familie aici, așa ce zic. Deci era el să înceapă intru și stai așa, și am așa, și a ieșit trompeta, direct, forță. Dar na, se întâmplă vieții, suntem oameni cu toții. Bine, aia a fost un pic cam intenționat, cam, da, ca timp mai râdem și noi, și ce zic. Dar da, mamă ce boost ai, sunt forță viața mea, sunt forță. Sunt forța viața mea? Hai că sunt, dacă e. Mai râdem mai alea, da, vorba lui Imogen. Azi e ziua mea de naștere și live-ul tău e cel mai frumos cadou, te pup viața aia. Marian, la mulți ani, bro, să fii sănătos, bro, și fericit și multe bucurii să ai. Să ai cea mai frumoasă zi. Mă bucur că poți să-ți aduc un zâmbet de ziua ta, bro. Apreciez maxim. Fiți atenți, mi s-a mai întâmplat ceva azi, deci am fost să mă tund. Că de asta am și schimbat thumbnail-ul acum, fix înainte să ajung, că n-am ajuns de mult timp acasă și am zis să-l pun pe ăla temporar ca să programez live-ul din timp, să-l vedeți cât mai mulți. Și după când ajung acasă și sunt și eu fresh, tuns, așa, sunt forță, mai fac o poză și schimb thumbnail-ul ăla. Bine, l-am schimbat, cred că la fix, ești nebun la cap, dar na, nu mai vorbim. Am fost să mă tun la Ramon și m-a chemat cineva la un moment dat să mut mașina de acolo, știi ce zic? Și am mutat mașina, după aia ies din mașină să mă duc înapoi în salon. Și văd că se uită așa zâmbind la mine. Se uită așa și ce zic? Și eu mă uit înapoi și după aia întreabă, ia zi, el e? Și se uita la mine, frate, se uita la mine și mă întreabă, cine e mâncați aici gura ta, ce să fie? I-am spart ăsta mașina, i-am făcut, am dat peste cineva. El e, cine să fie viața aia? În stânga lui, la geam, la mașină, era băiatul lui care era mai micuț așa, era, cred că pe la vreo, nu știu, 7 ani, 8 ani, ceva pe acolo, nu știu, că nu mai diferențiez. Deci pentru mine tot ce e minus 12 și până în vreo 4-5 ani, nu e, pentru mine era, nu mai fac diferența aia, știi ce zic? Așa, și se uita așa la mine, știi ce zic? Și se uita așa la mine... Și îl întreabă tatălui, gen, îl întreabă, el e? Și face, da, tu ești Teo Zeciu? Și pe mine, eu v-am mai zis, mă pune într-o situație mai
cringuț așa să mă întrebe cineva, auzi, tu ești Teo Zeciu? Parcă cine-i Teo Zeciu? E o legendă de asta, de un samurai, de asta străvechi, de nu știu, de nu l-a văzut nimeni și te întreabă, tu ești Teo Zeciu? Dar de fapt, cumva, eu când apar cu asta, știi ce zic? Și mă întreabă, gen, tu ești Teo Zeciu? Și zic eu, da. Și după aia a avut un șoc. Deci, cumva, el m-a văzut înainte, m-a întrebat, tu ești Teo Zeciu? Și i-a zis, da, și abia după a avut șocul. A fost așa. Și mă întrebam, oare eu dacă îi ziceam atunci că nu sunt Teo Zeciu, oare mă credea și nu mai avea șocul ăla, gen? Adică cumva a avut șocul ăla când i-am confirmat că eu sunt, dar nu mai văzut mă viața mea înainte, nu te-a întrebat dacă m-ai recunoscut, dacă aia. Dar a fost, nu mi s-a mai întâmplat asta până acum, gen. Să mă întrebe, tu ești și după aia să aibă reacția, wow, nu știu ce. Te întreba. Poate m-am confundat cu Mădălin, adevărat. Deci era ori una, ori alta. Poate dacă ziceam nu sunt Mădălin, eram... Dar cum era să pățesc chiar? Auzi, auzi? Tu ești Mădălin? Nu. Forță. Dar da, te o să faci o serie de Minecraft. O să fac viața mea. Nu știu când, da. Nu știu dacă o să fac, dar știi ce zic. Farse la telefon, hai că forță, legendarul samurai. Cum ar fi, mă, ești nebun la cap? Cum ar fi fost, bă, viețile mele ca în altă viață? Să ne imaginăm acum că suntem până anii 500, știi ce zic? Să umble o legendă de asta, mamă, e un samurai pe nume Teo Zeciu, că nu știu ce, că vine, să nu-l super vreodată, că omoră nu știu câți oameni, că nu se pune nimeni cu el, toți războiii, l-a bătut pe Ahile cu o mână, pe Poseidon cu un picior, l-a pus la podea, l-a filmat, i-a cerut scuze ăla, l-a pus pe TikTok, nu știu ce, în anul 500, ce zic? Forță, m-am dus departe. Și când se apară Teo Zeciu, mâncați aici cura ta, să-l vezi pe ăsta așa. Eu sunt... Cred că nici nu m-ar crede lumea. Eu sunt Teo Zeciu, să uită toți și dau coate în trei. Ce vrea și ăsta, mă, ce-au mâncat? Ești de bun la cap? Dați-mă o ciorbă să mănânce, că e cam foame. Cum ar fi să umple o legendă de asta, să nu știe nimeni și când îl vezi să fie... 60 de chile, unde ești de bun la cap? Hai, cu forță! Veți aia cât ții live-ul? Bă, cred că până pe la un, nu știu, 9 jumate, 10, așa, nici nu știu, vedem câte jocuri ne jucăm, că eu am doar unul și durează, cred că, 10 minute. Deci e forță, m-am pregătit, mi-am făcut temele. Să n-au comentarii, că știu că nici voi nu vă faceți temele, da? Ia, dacă vi le faceți, să-mi trimiteți pe Instagram acolo să vă cred. Ia, tema pentru data viitoare, da? Ok. Când postează Cesima? Viața mea, întreabă pe ea. M-ați întrebat de turul casei. Este filmat, este editat, dar trebuie să mai fac niște modificări și după aia îl postăm. Mai voiam să vă zic ceva. Când am fost, doamne? Cred că marți, miercuri, cred că joia trecută, cred că fix acum o săptămână, gen... ori miercuri, ori joi, m-a chemat unchiul Velea, a filmat clip la trei piese pe care o să le scoată. Deci face, dar de fapt nici nu știu dacă am voie să zic, e bun la cap. Mă rog, scoate trei piese, nu vă zic ce piese sau așa, una cu Albert, una cu Bacovia și una cu Petre Ștefan. Și mi-a zis, ai viața mea și tu la filmare acolo, că râdem, că nu știu ce, că așa, și a zis, vine, mă, unchiule, vin, cum să nu vin. Și ce credeți mânca vașcura voastră? Eu am zis, hai dacă tot mă duc și vine multă lume, hai să mă apuc, filmez un daily. Și ce zic cu tot ce se întâmplă, că sigur iese Caterin, că mie îmi plac cel mai mult daily-urile, frate, dar și când am ceva ce să fac și mă văd cu multă lume și am activități și așa, că na, nu sunt genul să fac eu 17 activități și să nu mă întâlnesc cu nimeni și să nu fac nimic cu nimeni și să mă filmez eu așa. Și ce zic, nu prea sunt eu genul ăla. Și ce credeți mânca vașcura voastră? Deci m-am trezit, am zis, o să fie o zi normală, fac și un daily vlog. Bă, s-au întâmplat pe... Deci, nu știu cum să vă zic, dar cred că daily-ul ăla este cel mai complex daily vlog al meu. Ești nebun la cap, deci fiți atenți. Suntem între noi. Nu contează, dau spoilere, nu dau spoilere. Deci vă zic ce s-a întâmplat, ca să înțelegeți. Am ajuns la o casă de-asta imensă, în Pânznagov. Și am zis, dacă tot e așa mare curte, de, cred că avea 4.000 de metri omul acolo, ești nebun, s-a terminat, deci nu vezi așa nici în filme, ești nebun, adică eu, nu știu, poate voi ați văzut, dar eu, nu știu. Și am zis, dacă tot e vila aia imensă și curtea imensă, am zis, hai să merg să fac turul, știi, pe acolo, să vă arăt, pe daily vlog, pe alea. Ce credeți mâncava și cura voastră? Era o vilă la lac, cum ar veni, și avea un ponton. Și eu l-am văzut că e cam șubred așa, și ce zic?
Și zic eu pe filmare, bă, hai că nu mă duc aici, că mie că cade ăsta cu mine. Și zic, dar văd eu ceva în apă. Și am zis, hai mă, pentru viețile mele, să vedem ce e acolo, mă duc. Fac doi pași, mâncavași, cura voastră, cade pontonul ăla cu mine. Bă, a căzut pontonul cu mine, mâncavași, cura voastră. Deci s-a terminat, am zis, gata, cred că e cel mai tare daily vlog din lume. Deci ăsta e începutul, deci ăsta e începutul, în primele minute ale vlogului, da? A căzut ăla cu mine, mâncați și curat. Așa. După aia, bineînțeles, mă duc înăuntru, le povestesc, râde toată lumea de mine. Asta este. După aia, ce credeți, mâncavași, cura voastră? Ajung la următoarea locație, că se filmau 3 clipuri în ziua aia, sau 4. 3 sau 4. 3 clipuri la 3 piese și un clip, cred că, behind the scenes. Ce credeți, mâncavași, cura voastră? Ajungem în următoarea locație, pe lângă că mi s-a prinde un bec în mașină că nu mai am ulei și eu nu știam ce ulei îmi trebuie, că eu habar n-am cu astea, noroc că m-am întâlnit cu cineva acolo, mi-a zis ce ulei îmi trebuie, mă pregăteam să mă duc la benzinărie, au mai venit niște băieți pe care îi știam, i-am întrebat și pe ei și mi-au zis stai să văd dacă am eu un portbagaj și după aia m-am amintit, bă stai că cred că am și eu un portbagaj și a deschis portbagajul și aveam ulei. Forță? Da, tare rău de tot. Mă rog, nu aici voiam să ajung, asta a fost o mică paranteză. Ce credeți, mâncavași, gura voastră? De nicăieri eu știam că o să vină niște mașini, gen șmechere, pentru clip. Bă, mâncavași, gura voastră. Deci au venit niște mașini, dar nu le-am văzut nici în Need for Speed. Bă, nici în Need for Speed nu le-am văzut, mâncavași, gura voastră. Deci a fost un Ferrari, nici nu mai știu cum, ce model e pe vlog. Nu, eu nu le-am cu mașinile. Dar știu că costă, eu, bă, atât am reținut. Deci viețile Ferrari, ăla cu care m-a plimbat... care m-a plimbat, doamne, am lapsus cu numele lui, ce ratat sunt. Bă, stai așa un pic. Gata, Daniel Cristea de la Plus Auto. Nu mai eram sigur și mi-era, doamne ferește, am respect mare pentru ce a făcut omul ăla pentru mine și nu, niciun caz nu voiam să-i greșesc numele sau ceva. Deci omul ăla m-a plimbat cu fiecare mașină. Au fost 4 mașini, vieții, fiți atenți. Un Ferrari de 650.000 de euro fără TVA. Am zis că îl leșin acolo lângă el, a zis, cad pe spate, gata, nu. Când am auzit, nici să număr până la 650.000, eu am doar 10 degete, cred că mi-a luat vreo 65 la săptămâni. Ceva de genul, e jal. Bă, mâncavași, gura voastră, când a băgat piciorul în accelerație și m-am dus așa, am zis gata, ăsta e, bă, e senzațional. Cu un Lamborghini Huracan Evo sau S, stai că vorbesc prostii. Cu un Porsche 911 Turbo și cu un Rolls-Royce. Nu am mai văzut niciodată asta tricou. Ce tricou e la viața mea cu 3 logo-uri de la Nike, n-am mai văzut niciodată așa tricou. Păi viața mea... mi-am luat eu tricoul ăsta simplu și l-am dus la un print de la și mi-a greșit, gen a bătut în greșeală de 3 ori, știi ce zic? Bă, nu mai știu de unde l-am luat, cred că de pe Fuciob l-am luat când l-am luat și a fost o ediție de asta, gen ăsta cu Worldwide. A fost o colecție de asta, de era cu și pantaloni, erau pe mai multe culori și tricou și pantaloni și bluză și hanorac, gen, ceva de genul. Și l-am luat atunci, e o ediție de anul trecut sau ceva de genul. Unde rămăsesem, doamne? Cu un Rolls-Royce Cullinan m-am mai... Bine, nu m-am plimbat, eu n-am condus, eu am stat în spate. Doamne, mi se pare incredibilă mașina aia. Bă, vieții, simțeam că plutesc, ești nebun la cap. Mă rog, o să le vedeți pe vlog. Și... ce mai voiam să... Ce mi s-a mai întâmplat, doamne? Le-am luat... Bine, vorba vine, interviuri. Am purtat discuții. Cu Bacovia, cu Petre, cu Albert, muriți de râs, ești nebun la cap, s-a terminat. Show total, doamne, deci cât îmi plac daily vlogurile să captez pe cameră Caterinca aia, Caterinca, gen, știi ce zic? Așa, și ce credeți, mâncavași, cura voastră? Spre sfârșitul vlogului am ajuns la o spălătorie, gen, și ne credeți că mi-a spălat mașina? Bacovia cu Petre Ștefan, așa, pe vlog, gen, Caterinca. Murim de râs, ești nebun, deci abia aștept să iasă vlogul. Cred că sâmbătă vreau să-l postez. Sper din suflet să fie gata să-l postăm. Deci show! Vieția e cel mai tare daily vlog pe care l-am făcut vreodată. Ăla e, nu, e cel mai complex, deci s-a terminat. E mortal, ești nebun la cap. Deci sâmbătă apare vreo. O să se numească, că mai stai și clickbaiter de ăștia. O să se numească adevărul despre Albert, Bacovia și Petre. Ca să știți ce zic, să zică lumea, mamă, ce e ăsta, ce le face, cum sunt ei de fapt, și de fapt, de fapt e tare. Bă, nu, le-am pus o întrebare tare, gen, dar cum ar veni, cum sunt ei de fapt în realitate, dar nimic să îi pună într-o situație nasolă, doamne ferește, că știți că nu sunt genul și nu-mi plac mie astea. Dar, da.
Te-am văzut azi, dar mi-a fost rușine, n-am vrut să te deranjez. Viața mea, dar nu-ți mai fi rușine, strigă-mă, vino, facem o poză, dăm mâna. Gândește-te că durează 10 secunde, 20 de secunde, maxim un minut, adică nu, să nu-ți mai fie rușine. Sunt om ca și tine, viața mea, că mă mai întâlnesc cu niște, cu niște puști și zic, mamă, nu-mi vine să cred că ești aici în fața mea, că vorbesc cu tine, bă, viața mea. Dar cine sunt eu? Sunt Dumnezeu? Ești nebun? Doamne ferească. Gen, le zic, bă, sunt om ca și tine, să nu mai ai de-astea. Bă, nu ne mai ridicați în slăv, mă, frate, suntem oameni exact ca și voi. Să nu ne credeți niciodată mai presus decât voi, pentru că nu suntem. Pe ăștia care ne vedeți la televizor, la pănet sau așa, suntem exact ca și voi. Niciodată să nu vă considerați inferiori. Niciodată. Înțelegeți? Asta încerc să vă explic de la început, gen. Nu, suntem ca și voi. Atât. Suntem ca și voi. Că de-aia ne înțelegem, de-aia vorbim ca oameni, de-aia. Înțelegi? Da. Vreau și o poză, Georgescule, ce faci viața mea frumoasă? Ce faci viața mea? Te pup. Azi te uiți la povești cu Jimmy, please. Viața mea, au trecut deja 41 de minute, am vorbit un pic că n-am mai făcut de mult live și să catch-ups alea, că noi suntem și italieni de aia, să vorbim și în italiană, cu very nice sir, cu astea, italian sau spaniol, nu știu ce e. Și aia zi, mult succes acolo, te pup. Și am zis să mai vorbim și noi să mai așa și după aia să ne jucăm, înțelegi că e challenge live-ul ăsta, dacă mă sperii, știi cum e, donez un membru, deja am 3 și m-am speriat odată și nici n-am început să ne jucăm. Ce vreau să vă întreb înainte să intrăm în primul joc, pe care am uitat să-l downloadez, ce, doamne, ce prost, stai mă, că așa că am uitat. Băi, Chet, cum se numea mă ăsta? Cum se numea jocul ăsta, stai așa că mi-a scris pe Discord. Doamne, ce am deschis aici, am mâncat, ești curat. Cat, se numește Depart, așa. Depart. Care nici măcar nu e pe Steam. Depart Game. Depart Prototype. Păi și pe ăsta de unde îl iau, mă? De unde? Eram sigur că joci ăsta. Păi am auzit că e forță, ești nebun la cap. Mi l-a lăudat viața mea, Ken, mi l-a lăudat Hymen. Depart Prototype. E ăsta, mă, de pe aici? Băi, Ken, mai ești aici, mă? Octi, e pe Steam ăsta? Nu e pe Steam, este pe aici. Ia. Da, mă, da, e ăsta de pe aici. Ah, lol. Credeam că e pe Steam. Stai așa că se ia imediat. Văd că... Bă, eu stai mă, eu îl mai am pe ăsta? L-am mai downloadat odată? Bă, eu l-aveam pe ăsta, mă. Bă, eu de când l-am downloadat pe ăsta, mă? Ba nu, mă, bă, da, sunt nebun la cap, mă. Stai așa că nu l-aveam. Deci fiți atenți, mi se downloada în PC. Și ai văzut când se descarcă, ți se face iconița aia pe desktop. Știți ce zic? Și eu am crezut că l-aveam deja și l-am șters. Și aia de fapt era iconița care se încărca că se descărca jocul. Forță. Știți cum e? Gamer adevărat. Vezi, poți data viitoare să joci Overnight 2. Overnight 2. Ce este viața mea? A, FNAF ăla, mă? Bă, vă place ăsta, mă? A, ăsta e în care te plimbi măcar, nu e de la de stai într-o cameră, închizi lumini și așa. Bă, ăsta putem să ne jucăm, ăsta pare ok. Mie nu-mi plac deloc, deci nu-mi place deloc Five Nights at Freddy's-ul ăla în care trebuie doar să stau și să sting lumini, să le aprind, să închid uși, să așa și doar stau. Nu suport, gen, nu-mi place să stau, îmi place să fiu în mișcare. E bun ăsta? Bă, dar chiar vreți să jucăm ăsta acum? Sau altceva? Ia stai așa un pic. Începe un sondaj. Îi dăm și cu ăsta FNAF după. Da, nu. Sau alegem altceva. Gen, dacă e nu, alegem altceva. Adică o să ne jucăm minim două jocuri 100%. Că unul e prea scurt și n-am cum să o las așa deja. N-am dat un subscribe după aia. Și... Bă, mi s-a luat ăsta. Da, mă, da, gata. Așa, extract tu, desktop, ok. Stai așa să închid ăsta că mor aici. Așa,
Eu sunt aici, da, îi dăm cu ăsta fără Caterinca? Bă, ne mai uităm un pic, N-aș, nu știu. Știți că noi avem noi mai avem niște antecedente cu FNAF. Stai că după aia se face prea cald și mie că mor. Trebuie să dau o temperatură mai mare, dau pe un 21, așa. De seama că mai filmez cu cum o treci din bro, nu știu. Trebuie să vedem. În 18 zile am examen de clasa 8-a și... Bă, frate! Dar știu că e faza aia cu greva, nu m-am uitat. Gen, nu m-am interesat, nu nimic. Vreau să vă întreb pe voi, gen, e greva, adică nu faceți ore? Acum? Că eu nu urmăresc, nu prea urmăresc știri și astea. Nu zic că e bine să faceți ca mine, vă zic că eu personal nu urmăresc, gen, nu prea îmi place. Gen, e grevă, la noi e grevă, da. Da, nu facem. Păi și gen, pentru ăștia care dau bacul sau examenul ăla de clasa 8-a, nu e nasol? Cred că e cam nasol. Măcar se fac pregătiri? Na, bă, ok, faci grevă, nu ești mulțumit. Ok, dar măcar pentru puștii care dau bacul sau care dau așa, măcar să faci pregătirea aia cu ei, că până la urmă, na, nu poți să te așa pe ei pentru că ți s-a urcat ție, nu știu ce, știi? Nu se fac pregătiri, hai mă, bro. Bă, da, nu știu, nu vreau să judec, că na, nu sunt eu profesor și nu știu eu cum e, deci nu vreau să vorbesc așa, dar mi se pare ciudat, ok, nu mergi la ore sau așa, dar pentru elevii care dau bac sau care dau așa, măcar pregătirea aia cu ei să faci, știi? Doar cu cei de clasa 8 sau cu a 12, că e important, ești nebun? Adică, na, nu se mai face, începem, păi nu, acum e vacanță, nu? De pe întâi, acum până marți. Viața aia e GTA Online. Am GTA 5, nu știu dacă l-am online. Bă, nu știu ce joc ne jucăm. Îl jucăm pe ăsta și vedem după aia? Overnight nu e așa de grav și te rog nu uita de trailer. Ia mă, trailer FNAF. Stai așa că ne trece David pe caiet și nu prea e forță. Înțelegi? Ia mă, viața mea. Welcome to Freddy Fazbear's. Deci ăsta e Five Nights at Freddy's filmul care o să apară. Da, când apare? Au zis? October 27, 27 octombrie. Pizzeria. Mamă, e ceva. Ia. Bun, Varus. Am citit donația asta. Ba nu, stai. Overnight. Stai mă, ce donații apar, mă, nu mai înțeleg nimic. Deci asta care s-au dat, astea s-au făcut. Nu mai înțeleg nimic. Deci de mult la... acum a apărut Varus. Așa, gata. Vezi că nu arată rău de rău, dar sincer, nu știu cât de bun o să fie. Nu pare ceva care te-ar speria, că e roboțelul ăla, dar arată ca un urs, așa, bine, ca așa zic și la jocuri, și m-am speriat la bă, la de m-am nenorocit. Dar, da, nu știu. Arată foarte bine, gen calitate și astea, gen... O să fie decent. O să fie minim decent, zic eu. Nu o să fie o nebunie. Uite, Outlast, dacă ar face un film, cred că ar ieși tare. The Forest, dacă... Dar, de fapt, ce prost are, mă, frate. Mai bine se focusează pe jocuri, să ne facă jocuri, să ne mai jucăm. Că Outlast-ul ăsta nou e prea greu, din câte am înțeles. Oricum, trebuie să-l termin odată. I-am zis lui Hyman, viața mea trebuie să terminăm și noi jocul ăla odată. Nu lăsăm așa. Și... Dar știți ce am citit, nu? De Outlast. Deci Outlast ăsta care a apărut acum nu e Outlast 3, gen, nu e continuarea cumva de la 1 și 2. Apare, trebuie să apară și ăla, gen. Ăsta au făcut ei cumva așa, mai un side game, tot Outlast, dar care să fie și multiplayer, știi? Dar gen n-are treabă cu Outlast 3 din ce am citit eu sau din ce așa, mă rog, acum nu știu. Vieți-ne, este mă, am la wishlist ceva. Salut, o sugestie de joc, Bramble. Este puțin horror. Când faci serie de The Forest 2? Viața mea eu am făcut cu cât a păruse atunci, în momentul ăla. Dar aștept să apară mai multe și îi dăm iar. Îi dăm iar cu oameni, cu Chessy. Stai așa, deci Bramble. Bramble gameplay, ia. Bramble the Mountain King. Mamă, 3 ore are ăsta? In all of confusing.
Ăsta e horror, mă? Nu, eu aș da cu d-alea mai grave un pic, că avem challenge azi. Trebuie să dăm membrii, trebuie să alea, nu vreau să dăm de-astea friendly, știi ce zic? Alege două din astea, overnight sau t-joc, ce e la viața mea? Ah, bă, lăsați-mă, mă, cu Five Nights at Freddy's! Mă, nu înțeleg ce are lumea cu ăsta. Bă, nu-mi place jocul ăsta, ești nebun la cap. Deci nu mi-a plăcut niciodată FNAF. Nu mi-a plăcut și nu-mi place. Lăsați-mă cu FNAF-ul ăla. M-a spart. Hai să ne jucăm cu ăsta, că deja ne lungim prea mult și vedem după aia ce ne mai jucăm. Ia, mi-a intrat în joc. Haide să o dăm. Sunt la spital și tot pe live-ul tău sunt. Viața mea, mă bucur că ești pe live, îmi pare ok, ești la spital, sper să te faci cât de repede posibil bine, viața mea. Multă sănătate și bucurii îți doresc. Așa, deci viețile mele. Stai așa un pic. Deci Bramble. Viața mea, nu știu ce să zic de Bramble. Mamă, ce donație a dat Amalia, viața mea. Ce e aia, viața mea? Vreți să traducem? Stai așa, că e ceva în japoneză, ce e asta? Ia, copiază. Bă, stați așa un pic. Vreau, deci înainte să ne jucăm ăsta, stai așa un pic. Vreau să vă mai întreb eu ceva. Vă uitați la animeuri? Traducere. Deci înseamnă o sărut pe obraz ce mi-a donat aici Amalia. Pă cine viața mea o sărut pe obraz? Pă cine o sărut? Că dacă zici pe Teodora Amuret cu E. Da? Bă, viețe, m-am uitat la Tokyo Ghoul. Nu știu dacă le știți. Bă, și a început puternic, m-a șocat. Bine, eram și când mă tatuam și cumva asociam ce mă uitam cu durerea aia și gen, cred că mi-a făcut nerv la un moment dat, că mă durea prea rău când îmi bătea tatuajul și nu puteam să mă concentrez și cumva, mă rog. Dar primul episod m-a cam rupt. Al doilea mi-a plăcut, dar după aia mi s-a pierdut foarte repede interesul. Gen, îl știți? E genial, e nasol rău. Bă, mi s-a părut că începe forță, dar m-a plictisit la un moment dat. La un moment dat m-a plictisit, merită să-l termin, e genial. Deci trebuie să-l termin, e tare. Aia vreau să... Deci Attack on Titan e bun rău? Bă, toată lumea mi-a zis că e chiar mai bun decât Naruto și Naruto pentru mine este undeva... Nu știu, e... Deci eu sunt acum la un etaj mare, gen, și nu e, e sus rău de tot Naruto, cum a fost gândit tot și cât de complexă e povestea și tot, e tare rău. Dar o să-ți placă tare, bă, nu, Attack on Titan trebuie să-l văd, dar nu e pe vreo platformă de-asta, nu? Trebuie să-l trag eu și să mi-l pun pe televizor cumva sau cum. Ultimele sezoane sunt trash, la ce, la Attack on Titan Silent sau la Tokyo Ghoul, zici? Tokyo Ghoul am văzut toate sezoanele. Mă, viața mea, eu sunt la episodul 8 la Tokyo Ghoul, dar m-a cam pierdut, nu știu, nu prea, gen. Bă, ne-a omorât David, mâncați-și gura ta, aici îl simt pe David, care îmi șoptește, joacă-te overnight, Teo. Mi-ar plăcea dacă te-ai juca overnight, îmi dă și dalea, îmi dă și, cum le zice, îmi dă și, cum îi zice, mă? Mamă, ce-mi scapă cuvântul. Bă, frate, când te face cineva să te simți prost că nu faci ce vrea el, nu e manipulare, că nu ăsta e cuvântul. Cum e, Doamne, care-i cuvântul? Te puncte puncte emoțional. Cum îi zice, Doamne, la expresia aia? Așa, mă, șantaj, mă șantajează viața mea, bagă șantaj de la emoțional, să știi că pe mine mai face foarte fericit dacă te-ai juca, să știi că m-aș bucura foarte tare dacă te-ai juca. Teo, să nu uiți, te rog, că te-am rugat să te joci, da? Deci doar dacă îți place, Teo, aici ar fi mâncat, ești gura ta, deci la urechea mea, mai are un pic, direct intră cu totul, ești nebună urechea acolo, ești nebun la cap, să lășluiești acolo. Mamă, să lăjluiește, n-am folosit cuvântul ăsta în viața, gata, trebuie să ne jucăm, gata, că încep să vorbesc prostii, gata, departe, gameplay. Deci viețile mele, jocul ăsta mi l-a recomandat Cat, mi l-a recomandat Hyman, l-am văzut și eu pe YouTube,
Mi s-a zis că e horror rău de tot, rău de tot, rău de tot. Foarte rău, deci că e foarte horror, ci că încremenești de frică. Așa. Acum să vedem, trebuie să-l testăm, înțelegi? Uite, uite, na, foaie verde, castravete, David, nu e după perete, viața mea e direct în ureche. Foaie verde, castravete, Davide, ieși de la mine, de ureche. Să vin zeci de membri? Bă, nu cred că e atât de lung încât să vină zeci de membri, dar să vedem câți membri ies. Hai, am dat play, hai să vedem dacă e așa cum se zice sau nu. Deja mi s-a blocat. Vreau să apăs pe ăsta. Ia, deci mă uit. Bă, stai așa, mi-e frig, frate. Vreau să închid ăsta un pic. Ia, hai de viețile, ne s-o dăm. Bă, stau bine așa, mă văd bine. E tot ok, da. Ia, îi dăm așa. Deci ăsta este un joc horror foarte realist. Văd că grafica e bombă, dar de ce nu mergeți? Ah, gata. Bun, vieți, pregătiți-vă, căci că e jale. Ia, începem așa, deja cum mișc. Aolo, 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 nu, nu, dacă mi se blochează așa, o să leșin, o să leșin. O să mordă inimă. Aici mi-apare cică șut. Păi cu ce să trag viața mea? Cu ce arun mână asta? Deci aici nu merge, oare, a, trebuie să fac rost de o armă, ceva și după aia să trag acolo? Se merge bine? Da. Bă, stai așa un pic, pot să dau brightness-ul mai mare? Nu. Bă, trebuia să găsesc, mă, o lanternă, ceva. Da, alta, dar e prea întuneric, ești nebun? Da. Uite. Ia, deci aici nu e nimic. Aici nu e nimic. Ușa asta se deschide? Da. Ce-am pornit aici, mă? Deci ăsta e și... A, cred că am pornit lumina. A, nu era pornită? Uite, uite, cum ajung acolo să iau pistolul? Cum ajung acolo să iau pistolul? Ia să vedem. Pe aici nu e nimic. Trebuie să găsești armă. Păi viața mea, eu am găsit-o. Doar că nu știu cum să ajung la ea. Știi ce zic? Deci pe aici am venit. N-avem treabă pe acolo. Pe aici am deschis ăsta. Ba, aici e... sunt două lemne în formă de cruce. Asta e bine. S-aude un sunet nasol. Ia, pai. Uite, uite ce pot să fac. Uite ce pot să fac. Pot să răsucesc de asta. Așa. Și ce s-a... Aha, aha, aha. Gata. Mamă. Bă, voi vedeți ce grafică are? E sensibilitatea prea mare. E bine așa. Ba nu, un pic, un pic mai mare. Gata. Deci aici, și în ușă trebuie să trag, da? Vieți să sunteți cu mine, atât vreau să, vreau să știu. Deci uite, aici. Aha. Mamă, ia vezi. Ia, cine e aici că am pistol? Ce să-mi fie mie frică să mă sperii când am pistol? Mamă, ia vezi, încarc, eu mă joc CSM aici. Ia. Ha! Păi e prea întuneric, ce fac? Vezi ce fac, mânca vași gura vă, ah. Aici am venit? Da. Păi stai așa, trebuie să, trebuie să pornesc ăsta? Trebuie să pornesc ăsta, nu. Păi ce fac acum viețile mele, că eu n-am lanternă, ești nebun la cap? Asta să fâlfâie aici? Asta nu, nu, nu. Nu, nu. Mânca nasul. Aici e deschis. Păi ia stai așa. Că eu ies de aici. Ia, aici e ceva, nu. Aha. Aha. Ce-s lanțurile astea viețile? E design interior, aici a făcut haz. Ăsta nu se deschide. Ia, găsim ceva pe aici? Trebuie să trag în ceva, mă? Aici nu-i nimic. Trebuia să intru în camera aia, mă? Octi! Tu cred că știi jocul. Trebuia să intru în camera aia? De ce merge calitatea doar pe 480? Nu, n-are cum, n-are cum. Viața mea e de la tine. Dă un refresh.
Nu mă întreba că nu știu, a forță, mersi. Păi hai să vedem, am venit de aici, hai să vedem dacă aici e ceva. Dar nu prea e nimica. Cum să fac eu, mă, că... Deci, sutra asta, trebuie să găsesc o lanternă, ceva, că n-am cum să mă duc pe întuneric. De stai, mă, pe aici am venit eu, da. Hai să mai încerc să intru în ușa aia deschisă la început, adică, pai, unde s-a deschis, mă, aia, că nu mai știu, pe aici. Te pup, Nicușor, ce faci? Deci am intrat în camera asta întunericoasă și nu mai știu să ies. Deci uite, nu, gata, gata, văd. Deci aici nu este nimic. Mamă, mamă, dă știam, sunteți Canada, viața mea, mersi mult de donație. Termin jocul ăsta că nu mai e mult și facem raid-ul, ca să nu ies de momentum, știi ce zic? Oricum ai speriat de... Mi-au sărit capacele. Bă, pe aici nu e, mă. Deci în camera asta nu e nimic, mă, e goală. Deci trebuia doar să intru să mă sperii. Da, mă, asta este. Ne-am luat seapă cu asta. Bun, continuăm. Deci... În stânga nu e nimic. În dreapta e prea întuneric. Aici trebuie să fie, mă, ceva. Trebuie să fie ceva aici. Uite. Este aer condiționat, mă, ce e asta? Ia uite, ia uite, ia uite. Aha, aha, aha. Aha. Am găsit. Ia uite, ia uite, ia uite. Ia uite. Viața mea, dacă apar, ți-am tras glonț. Vezi că eu sunt bun pe ce se pe astea. Deci nu, aici facem stânga, că e lumină încolo. Vezi, mi-e... A, nu, sunt scaune. A fost un cap ăla? Merge să răsucesc de astea? Nu. Mamă. Asta e lanternă. Am găsit lanternă. Nu merge să o iau, mă? Ba da. Așa. Aolo. Bă, n-o să vă mint. Mă sperie rău jocul ăsta, se mișcă prea încet. Deci uite, eu dau dreapta, aba nu. Deci dacă mișc mai repede de mouse, se mișcă ăsta mai repede, hai. Facem așa. A. Păi ce e asta, viața mea? E prea liniște. No, nu, no, mi-e frică rău, dar de... Bă, nu m-am așucat de mult și m-a luat frica aia. Deci de acolo am venit. Hai să mergem să... Deci pe aici nu merge. Nu. Trebuie să merg pe acolo să cobor scările, cred. Se mișcă sacadat, nu focalizează camera. Cum, mă, nu? Nu, eu sunt focalizat pe camera aici. Și sacadat... Mie mi-apare că se mișcă bine. Bă, ia stai să văd eu ceva. Se mișcă mai bine acum sau e la fel? Nu, este așa. Dacă îi dau... Stai așa...
Deci l-am dezactivat un pic. L-am activat din nou. Și dau highest. Buffering. Merge mai bine acum sau e la fel? Mă rog, acum cred că e ok. Trebuie să merg pe scări acolo. Ia stai. Bă, n-am sărit așa în viața mea aici, ne pun la cap la un joc. Oh. Bă, eu n-am mai sărit așa la un joc. Deci nu e, nu știu dacă e că n-am mai jucat de mult, nu știu ce e, dar m-a spart. Mai și urla ca nebunul, deci de aici a venit. A, și eu trebuie să mă duc după el aici, a? Să nu-ți trag mare glonț. Mi s-a blocat. Mi s-a blocat și mie. S-a speriat și jocul, ești nebun la cap. Deci îmi salvează aici, a? Înseamnă că e jale. Ia, începem de aici, din dreapta. Aici nu e nimic, aici nu e nimic. Bun, continuăm. Aici se deschide? Nu. Aici n-avem cum să deschidem astea. Uf. This way. Nu merge. Da, dacă răsucesc ăsta și se ridică, cred, în dreapta aici. Trebuie să găsești o cheie pe masă. Stai, mă. Păi, mi s-a deschis doar o de-asta. Unde respiră? În partea aia, nu? Shoot. Aulă. Deci știți că sunt speriat în momentul în care nu mai vorbesc, gen nu mai zic nimic și sunt atent. Că nu mai apare mouse-ul. Nu mai am baterie la mouse, mă, ce am făcut? Bă, nu merge, nu merge să-i dau retry. Ah, gata. Trebuie să apăsesc. Stai așa, deci trebuie să fug de ăla. Vai, Doamne. Mamă, mamă, deci stai așa, trebuie să răsucesc de asta. Nu să fugi. Jocul durează 10 minute, tu îl termini în jumătate de oră. Băi, viața mea nu știu. I-am zis că-ți dau mare cap. I-am zis. Păi veniți. Mamă, în jocul ăsta pot să omor ăștia de mă aleargă, îmi place la nebunie. Mamă, păi veniți cu toții, ești nebun la cap. Veniți că nu mai. Veniți. Cine mai vrea? Păi nu mă mai sperie jocul ăsta pe mine, mă, ești nebun la cap dacă știu că pot să-i omor. Ce face ăsta, mă, ce are?
Așa. Uite o cheie, uite o cheie, uite o cheie. Aha. Și ia, ia, ia. Unde mai sunteți, mă? Ulo, doamne. Ce fac cu cheia asta? Unde o bag? Aici. Aha. This way. Bă, ăștia, cred că mă iau la mișto cu this way. Pentru că adineauri mi-a arătat până altă parte. Trebuie să fim atenți, ne uităm pe toate locurile, că e jale. Mamă, mâncați aici cura ta. Pe aici mi-iese ceva. Nu. Nu e mă nimic. Mamă, am scăpat, ești nebun la cap. Ia. Aha. Haide mă, vino! Dăm de ăsta, deci asta cred că e a doua ușă, ne mai trebuie una. Doamne, dar cine îmi pune astea, mă, mâncat vașcura voastră? E și prankster ăsta după ce că mă aleargă. Stai să vezi pistol în gură strag. Hai să vede cine mai râde după aia. Gură de miel. Aolo. Bă, auziți și voi? Aolo, doamne, 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 ce mă sperie jocul ăsta. Liniște. S-a făcut liniște. Hei, hei. Hei, hei. De ce apar luminile astea roșii? Se aude ceva. Aolo! Vise, de unde vine? De unde vii? Nu moare! Aaaa! Ce trebuie să-ți fac viața mea? Să fac masaj la tălpi? Să mă lași în pace? Să fac un masaj de ăla? Să dau cu creme? Ce-ți fac? Ești nebun la cap? Pe ce trebuie să fac, mă, jocul ăsta? Deci am răsucit de ăla, nu ultim. Uu, bă. Bro, m-a dat de la început. A, mă, ce e asta? Ha, 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 he, he. A, ăștia mor, băi. Mă, dar stai așa, de unde m-a dat ăsta? Aici, nu? Ce mai trebuie să fie unul? Aolo, 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 m-am speriat. Aolo. Uno. Doi. Trei. Na, mai, na, mai veniți. Mai veniți, na. Mai sunt? A, mai sunt, mai sunt. Asta nu moare. Bă, bă, ce le fac la ăștia, mă, viețile mele? Nu e, cu ăștia nu e de joacă. Bro, fără Caterinca. Ce le fac eu la ăștia? Mă, ce le fac eu la ăștia? E, dă, nu vin peste voi. Ia vino viața mea, că-ți dau. De aici vii. A, trebuie să trag mai repede, mă. Hai, care mai vine? De unde? Care mai vine de unde? Care mai vine de unde? Haide! Haide, care mai vii? Care mai vii? Aolo! Vine Ghibli pe mine! L-am bătut? Care mai sunteți, mă? Bă, mai sunt, mai sunt, mai sunt. Mai sunt, mai sunt în cava și cura voastră. E, uite!
Ce e aici? Aici nu e nimic? Stai-mă așa. Și acum ce trebuie să fac? Deci mi s-au deschis ușile alea, i-am bătut pe ăștia. Uite, uite, nu. Stai mă, am dat de asta, nu? Da, aaa, da. Da, 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 zim. Bine, după aia pleci, nu? Te iubesc. Eu te iubesc. Nu, eu te iubesc, am. Mersi, iubire. Mă, ce trebuie să fac acum? Le-au picat la ăștia ceva, mă? Trebuie să iau ceva de pe jos? Nu. Stai așa să mă mai uit o dată pe aici, că trebuie să iau ceva, altfel ce... nu. A, uite mă. Așa. Și acum s-au deschis ușile alea. Uite aici, uite și pe aici, pe în față. Ei, pe acolo am terminat? Ei, ei. Bă, ăsta nu moare. Mamă, ăsta e Michael Jackson. Ia uite ce dansează! Bro, ia vezi dans! Mamă, e viața mea! Battle! Haide viața mea! Haide viața mea, battle! Haide, oh! Oh! Hey! Ce-ai făcut, mă? Bă, a murit ăsta. Bă, e viața mea, ce faci? Așa rău am... Bă, l-am bătut rău de tot? L-am bătut rău de tot la battle, la dans, la astea? Chiar așa rău? Chiar așa rău? Da, end, cam ăsta a fost jocul. Cam scurt. Mamă, dar cred că jocul ăsta, dacă îl jucam bine, gen, dacă era un... Dacă, de fapt, dacă mă jucam eu serios, știi ce zic, că eu l-am jucat așa la mișto. Așa. Cred că îl terminam în... Pe bune, în 10 minute, 8 minute. Ceva de genul, a? E forță. Da. Ăsta e jocul făcut la mișto? Bă, e tare. E chiar șmecher jocul. Abia aștept să apară full, că s-a fost demo, gen, din ce am văzut. Amobo. Joacă fână afu acum. Bă, fiețene, fără Caterinca, vreți să ne jucăm jocul ăla, fână afu? Hai, te știu că poți să ne dai membri la toți. Câți membri avem de dat? Câți membri avem de dat? După primul joc dăm membri, ia ziceți. Deci, 13, 14, câți mă? 13 cu tot cu ăia 3 de la început? Hai că dau 15 să nu vă mai aud. Hai, dau 15 și după aia să ziceți, Teo, mamă, e dulce. E dulce, Teo. E dulce, Teo, așa vreau să aud. Ia să vă pe chat acolo, e dulce, Teo. A, dar stai mă, trebuie să dau prima dată 10. Deci stai așa, prima dată trebuie să dau 10. Ia-i, dăm așa. Am cardul ăla, da. Ia că cumpăr cu ăsta. Cred că nu-mi cere. Sau îmi cere? Mamă, cu ăsta nu-mi cere. Mamă, ce tare. Deci am dat prima dată 10 și acum încă 5. E dulce viața, aia zic. Și acum încă 5. Ia, cine vrea membru să zică eu? Așa, acum, băi, mama, acum mi-am dat seama că iar n-am schimbat alertele aici, nebun, la cam, mi-e și rușine. Mi-e și rușine de voi, mâncava și cura voastră. Mi-e și rușine. Hai că forță. Dar, na, asta este. Așa, și acum, deci nu acum, bun. Acum ce ne jucăm? Bă, fără Caterinca, vreți fână afu? Eu n-aș... Uite, a zis cineva să ne jucăm Visage. Vezi că ar fi ceva să ne jucăm Visage. Că pe ăla nu l-am terminat niciodată, n-am putut. Bă, dar chiar, ia că-l instalez. Și poate îi dăm un pic. Dar e foarte greu jocul ăsta. Deci n-am reușit să-l terminăm deloc. Mi-au membru? Păi viața mea, cum dai și super chat-ul? Trebuie să-ți apară și membru acolo. Sau de pe laptop sau calculator, trebuie să-ți apară acolo, alătură-te. Stai că acum s-a făcut cald iar. Așa. Floricica, Cookie, Larisa, Mara și Elena. Bro, doar fete. Vezi, primii 5 membri. Deci sunt așa, m-ați auzit? Floricica, Cookie, Larisa, Mara, Elena. Bro, sunt numai fete.
Părere joc, bro, e criminal, criminal. Și e tare că poți să omori, să-i omori pe aia care te aleargă, ești nebun. Că nu-i mai suportam, ești nebun, să stau să alerg și să nu pot să le fac nimic. E un pic frustrant, dar ce să facem, asta este. Asta este viețile mele. Dar, da. Deci, dă-i așa un vic. Ce ne jucăm acum, mă, frate? Ce-i dăm și noi? Deci vreau un joc de la forță, un horror de la să ne speriem, să râdem, să fie și Caterinca, să ne speriem, după aia să râdem iar, după aia să ne speriem, după aia să dansăm un pic, după aia să mă arunc pe geam să plutesc, să mă întorc cu aripi aici, după aia să, știți ce zic, cine mai facem ăsta? Teo. Ce-i asta, mâncați? 10 versus un Lamborghini. Vreau să fac și eu un test, să văd dacă pot să o țin. Ia te merge! Că nu pleacă! Bă, de nu ia lumea materiale și le repostează. S-a termination. Alternate Watch. Alternate Watch e ăla de... Ia stai. Alternate Watch. E ăla de stai și să te uiți ce diferențe apar și așa. Nu-mi place ăsta. Chiar nu-mi place. FNAF nu prea vreau. Jimmy l-am terminat de două ori, mă, viața mea. De câte ori să mă mai joc și eu ăla? Nu aș da-o pe Roblox, bro. Am. Trebuie să ne jucăm ceva forță. Poate dai pe final un Stumble Guys, nu zici rău, poate intrăm un pic. Încearcă jocuri de la 616 Games. Ia să vedem. Dar chiar mă, trebuie să mă uit la producători de ăștia. Ia stai, dar chiar mă, ia stai așa un pic. Ăștia de part sunt făcuți tot de ăștia? Că uite, am putea să căutăm jocuri. Ia următorii, bro, Octi, nu, ai luat Risa Octi. Marina, Berti, Cristina, Letizia. Bă, iar numai fete, mă, mâncați aici gura ta. Bă, fiți, sunt numai fete pe chat? Bă, ia stai așa un pic, stai așa un pic, Paul, începe un sondaj. Sunt băiat, sunt fată. Viți, vreau să... Deci sunt curios. Câte fete sunt pe live acum, câți băieți? Vă rog din suflet. Deci intrați pe chat și trebuie să apăsați un click. Dacă sunteți băiat, apăsați pe băiat. Dacă sunteți fată, apăsați pe fată. Fără Caterinca. Deci e doar o curiozitate pentru mine. Atât. Nimic altceva. Deci suntem 2000 de persoane. De fapt, nu. Suntem 1968. Vreau să vă măcar 1000 de voturi. Gen. Bă, sunt mai multe fete decât băieți. Păi, viețe, hai să facem un make-up, un make-up tutorial. Facem un skincare skincare de dimineață. Facem un, nu știu, probez Rocky. Facem un de-asta viețile mele ca să știu. Trebuie să mă mulez un pic pe content. Ca să știți ce zic, deci sunt mai multe fete decât băieți. Băi, stai că m-am panicat acum, ești nebun la cap dacă sunt mai multe fete. Viețile mele, băi băieți, ce facem, mă, că sunt mai multe fete dacă noi? Cum trebuie să... cum să mă comport, doamne, acum? Că acum eu m-am panicat, eu credeam că suntem... Na, suntem și fete și băieți de astea. Dar eu credeam că suntem mai, ce zic? Da, păi, să vezi ce mi s-a întâmplat, doamne. Deci, mi s-a prins degetul în asta și mi s-a rupt unghia și a trebuit să mă duc chiar și abia mi pusesem unghiile yesterday, you know? Da, nu știu ce să mai fac. Nu știu, le dai afară, Leone. Leone, viața mea, retrageți cuvintele. Că după aia tu alergi după ele, viața mea. Tu alergi după ele, viața mea. Cred că-ți fură ce sima canalul. Păi, deci 1200 de voturi, 54% fete, 46% băieți. Bro, nu-mi vine să cred. Deci nu-mi vine să cred așa ceva aici, nebun la cap. Stai, mă, ce fac, doamne? Bă, hai să facem un make-up, mă, o să iau machiaje, lucisimă, ne machiem pe live. Facem, dacă greșești machiajul, donezi un membru. Să facem ce? Că dacă suntem mai multe fete decât băieți, știți ce zic? Să facem un de la forță. Mi-am pus marți unghii și eu am grijă de ele mai mult decât am de mine. Viața mea, știu feeling-ul că și eu că mi-am pus. Da, forță. Da, m-am emoționat că sunt numai fete pe aici. Ce să facem? Viețile mele, știți cum e? Hai că ăsta a fost live-ul. Vă doresc seară frumoasă. Hai că forță. Nu, fără Caterinca. Acum, lăsând gluma la o parte. Ce ne jucăm? Căutăm, deci, 616 games ăștia. Nu-mi place mie numărul ăsta, dar știți cum e. Iese Bloody Woman... Bă, dar eu nu știu niciun joc de la ăsta, mă. De ce m-a spus să mă uit aici? Că nu e Night of Carnage ăsta. Bă, nu. Nu, deci știți ce vreau să fac? Ce joc ne-a plăcut nouă foarte mult?
Băi, ia stai așa un pic, îmi spamas fână a fâ și nu înțeleg. Stai așa, începe un sondaj. Bă, vreți să ne jucăm fână a fâ? Da, nu, bă, nu, fără Caterinca. Vă rog din suflet, votați ca să știu ce fac. Că dacă vreți în proporție mare să ne jucăm fână a fâ, eu îl iau, eu n-am treabă. Nu-mi place neapărat, dar pentru voi îl iau. Dar vreau să văd dacă sunteți. Nu, uite, 75% nu. A, de fapt, stai că-s 200 de voturi. Stai așa, votați toți, zice, vă rog eu mult. Nu, 50%, nu, e nu, e nu, e clar nu. Stai așa, trebuie să luăm un joc care ne-a plăcut nouă mult. Bă, frate, ăla cu Mortuary Assistant, de cine e făcut? Că poate au mai făcut și niște jocuri și ăla e tare rău de tot. The Mortuary Assistant este făcut de... Stai așa un pic, unde scrie? Trebuie să intru la store aici. Mortuary Assistant. Deci ăsta este făcut de Darkstone Digital. Și Darkstone Digital ce mai are? Deci are așa, are Dread XP. A, ăsta e bundle-ul, e cu tot. Our Secret Below the Subject. L-am jucat pe ăsta? Dar nu îmi place. Nu prea-mi pare forță. Deci Inner, ăsta nu e bine. Nu, alt joc care ne-a plăcut nouă mult. Alt joc care ne-a plăcut nouă mult. Stai așa, hai să luăm așa. Că 100%, deci cel mai bine. Cel mai bine e să cauți de, eu cred că e bună ideea asta. Stai așa. Scrutinized ăștia. De cine sunt, de cine e făcut Scrutinized? E tare rău Scrutinized. Scrutinized. Este făcut de Reflex Studios. Ce mai au? Masks of Deception. Mamă, welcome to the game. Bro. De când am zis că mă joc jocul ăsta? Bă, bro, de când am zis că mă joc jocul ăsta și nu l-am jucat niciodată? Stai așa un pic. Welcome to the game view page. Stai să-i dau add to wishlist ca să nu mai uit. Observation Duty nu-mi place. Nu, la ăsta trebuie un alt, trebuie un live separat. Nu, stai așa. Deci 100% găsim unul forță. Stai așa, dați-mi puțin. Coșmar ăsta. Iblis, care ne-a plăcut nouă mult, mă? Ce joc ne-a plăcut nouă mult? Final Destiny ăsta, e tare rău, ia stai așa. Deci Final Destiny m-a rupt. Final Destiny, de cine e făcut? Stai așa. Metavision Studio. Nu pot să cred, e primul lor joc și-au rupt. Incredibil. Tare rău. Find Yourself. Ăsta, 100%. Deci Find Yourself și ne-am mai jucat un joc de la ei recent. Ăla cu clownul, Emica Games, uite. Summer of 58 au ei. Locked Up. L-am jucat pe ăsta? Ăsta e. Ăsta trebuie să-l jucăm. Ăsta trebuie să-l jucăm. Nu l-am jucat pe ăsta, nu e la... Na. Ce semn mai vreți? E redus de la 11 euro la 4. Ce semn mai vreți, bro? Băi, deci dacă ăsta nu e semn de la Dumnezeu, ziceți-mi voi ce e. Ești nebun la cap. Purchase for myself. Stai așa să-l cumpăr repede. Bam. Așa. Purchase. S-a blocat, cred că nu mai am bani pe card. Forță. A, nu, gata. Install content. Next. Print. Gata, mă. S-a jucat și Mojang. The Beast Inside l-am jucat. L-am terminat acum 2 ani, ești nebun? Ne-am jucat ăla. Deci ăsta, Locked Up 100%. E ce trebuie. Credeți-mă. Deci, e făcut de ăștia de la Find Yourself și de la... Care era, mă? Summer of 58, care a fost iar foarte bun. Emica Games. Stai, mă. All Emica Games. Father's Day, mă. Deci Father's Day. Am jucat de la ele. September 7th. 6 aprilie. Ne-am jucat ăsta 7 septembrie. Da, l-am jucat. L-am jucat pe 7 septembrie. From day to day, ăsta ce e?
Find yourself așa. Mă rog, acum avem ce să ne jucăm. Stai așa un pic. S-a luat ăsta? Cum se numea, mă? Locktap. Locktap, uite, play. Gata, hai să o dăm. Deci, repet. Ăsta a fost făcut de cei de la Find Yourself, Father's Day, pe care l-am jucat și ne-au plăcut. Hai să vedem ce e și ăsta, Locktap. Noi suntem sprechen zir, ești sfajan, expresează în prison. Forță, ăsta ce e? Nizdrajna, nistu, știu tăcuei. Și noi suntem englezi. Noi englezi suntem. Nu, ăsta. Sau ce este? Ăsta e Mexic? Ce e asta, vițe? Hai că forță. Ai show speed. Settings. Graphics, stai așa un pic. Deci am render skill 100. Vesting nu vreau. Așa, window full screen e bine. Ultra. Ultra, 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 ultra e bine. Perfect. Nu aș vrea să fie VHS. Așa e jocul. Control așa. E prea tare jocul, să-mi ziceți, vă rog, dacă e prea tare. Că dăm aici așa. Languages. Nu. Select level. Gata, hai să-i dăm așa. Totuși aș vrea să-i dăm pe la un 70 așa. Gata, new game, let's go. Când o să mă ajungi de vor cu Jaime, în viața mea, momentan vreau să terminăm de auto la Trials, dar am înțeles că i-a dat refund. Deci you play an interactive psychological thriller. Mamă, deci e și interactiv, e și psihologic, e și thriller și e și takes in place in closed space. Mamă, ok. Deci trebuie să interacționăm cu obiectele din jur. Ca să avansăm în joc, gen. La your intuition, hai că am reușit să citesc dacă e. Bravo, Teo. Forță, n-am înțeles nimic. Ba, așa e jocul sau mi-am luat blue screen? Vieți, mai sunteți aici? Bă, dar chiar Poppy Playtime 3 când apare? Vezi că nu e rău. Cred că vă sparge urechile, dau un pic mai încet. Gat. Ia, deci Missing Child, deci trebuie să o căutăm pe Marta. Nu se poate, ne bântuie numele ăsta, mâncați-a jurată. De ce pe toate le cheamă Marta? O mai țineți de pe Marta? Mai bine că nu. Mai bine nu, de fapt. Ok, deci pe aici a fost pierdută, nu știu. A, deci noi suntem detectiv, mă? Stai așa că mi-a ieșit ăsta. Bun, avem o casă în față, cred că acolo, nu? E bine că pot să alerg în jocul ăsta. Mamă, păi dacă ne mișcăm așa tot jocul nebun... Better get a flashlight. De unde viața mea? A, uite-o, mă. Take. Așa, perfect. Hai să o dăm. Poate-i după... Ei! Sper că nu asta e Marta. Păi dacă am început așa viața mea, nu-mi place jocul ăsta. Deci vreți să ne jucăm FNAF? Vreți să ne jucăm FNAF? Acum parcă îmi place FNAF, e jocul meu preferat. Dacă începe așa ăsta. Ești nebun la cap? Forță. Bă, bro. Vieți, mă jur că se vede ceva acolo. Îl vedeți și voi? Mă jur că e cineva în ușă. Deci nu vă mint. Nu mint și nu exagerez. Na, mă, și ce e aici? Drojdie. Are... Ce are, mă? Are două pâini? Mamă, bro, ce e jocul ăsta? Mâncați-a jurata. Pașe aici și altă femeie spânzurată. Aici e o păpușă cu un copil. Bro, e hard jocul ăsta. Nu mă văd bine. Vă spun sincer. Cum a început jocul ăsta, viețile? Vreau așa o mică părere. O mică părere de început, așa. Tu ai aruncat viața mea cu mingea aia. Păi cum ai aruncat tu, mă, că e mai grea decât tine, ești nebun la cap? Așa, hai, ce ne zicea la început? Să interacționăm cu itemele din jur, nu? Am terminat, mă, Samoro 58. Ei! Mamă, deci pe sunete mă sparge jocul ăsta. Într-una se aude câte ceva, ești nebun? Stai că mi s-a făcut iar frig. Știți că se zice când e rece în cameră că-s fantome? Hai că forță, mă sperii singur ca bou. Mom and Marta. Deci Marta e aia mică. Mă, ce se întâmplă? Prea multe sunete în jocul ăsta. Ceva aici, nu? Hey!
Doamne. Deci aici nimic. Pot să dau un minge asta? A, nu, plutesc eu. Eu levitez viețile mele. Uite, aici încă ceva. This is going to happen to you. Bă, ăsta e analfabet. Septembrie 23, adică cu două zile înainte de ziua mea. Asta mă omoară. Păi lasă-mă viața mea să... Bă. Asta e măsa lui Marta sau e Marta? Marta! Tu ești viața mea? Marta! Bă, nu, n-am mișcat eu mouse-ul. Mi s-a mișcat singur. Păi și eu dacă mă uit în oglindă acum... Bă, mi s-a blocat ăsta. Mi s-a blocat ăsta, ce trebuie să fac? Mă, ce trebuie să fac? Nu, o să-mi apară în față. Mă, s-a întâmplat ceva? Nu. Altă păpușă. Păi ce facem viețile mele? Mai poți? Pe eu mai pot viața mea, dar cât avem, mă? De câte ori m-am speriat? Două sau trei? Doamne, ce mă joc, doamne? Doamne, ce e jocul ăsta? E ASMR jocul ăsta, ASMR horror! Mamă. Nu pot să cred. Viețile mele e nuntă. Viețile mele e nuntă, au venit mirii. Vreau să fiu Ionaș. Bă, stai bă, ăștia tot să uită la mine? Viața mea, păi sunt singur eu aici. Ce facem noi cu ăsta, mă? Ești nebun la cap? Aolo. Na, mă, na loading screen. Na loading screen. Și e direct jumpscare. Loading screen ăsta, ești nebun la cap? Ia uite, ci că peste 17 ani. Mamă, s-a făcut Marta mare. Să fure mireasa și tu ești mireasa. Forță! Forță! Adevărat că casă de celofan. Ia vezi, mă, ca faci cura voastră. Suntem în anii noștri acum. A, băi! De-aia se vedea VHS, că era foarte vechi. Ia să vedem, deci ăsta nu merge, 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 ăsta nu merge. Păi și eu ce trebuie să fac acum viața mea? Trebuie să fac pe Spider-Man. Bă, fără caterică, ce trebuie să fac eu aici, că nu merge să deschid nimic? Ah. Mă, ce să... Bă... Deci ăsta nu merge, ăsta nu merge, nu merge, nu merge, nu merge, nu merge, aha. E un simbol în dreapta jos. E ca un H cu două linii și cu ăla, ok. Oare trebuie să reținem ăsta? Păi și ce fac, mă, ok. Bun, am văzut ăsta. Ăsta să... Aha, uite-l. Aha. Left mouse interact, middle mouse e focus look. Lighter sau flashlight cu camera. Poți să scoți și camera? Aha. Au apărut tablouri acum. Ok. Cred că de-aia se numește lock tab, mă, jocul ăsta, că suntem blocați în camera asta, gen? Pă bune, rare. Bun, deci acum am cutii. Ăsta nu mai merge, închid asta. Să vedem, e ceva pe aici? Da. Uite, semnul întrebării. Și acum s-a mai deschis ceva. Ăsta mare? Nu. Ce s-a deschis, mă? Ați auzit că s-a deschis ceva, da? Sau s-a, oare s-a încuiat? Ia mai găsesc ceva pe aici. What the? Found the box from previous owners. Păi și pe aici mai e ceva?
Văd că pe aici e... este... Mamă, bro, e mortal jocul ăsta. Bă, v-am zis, mă, că e semn ăsta. Deci am găsit random un joc bombă, ești nebun la cap. Deci Frank, Alice și Maria. Foarte frumoși sunteți. Dar de lene sforțet mărc. Ce-i asta, doamne? Așa, ăsta aici, Deep Psychology. Aici e forță. Bun, aici e ce? Impressive, e must. Păi cine investigă, mă, de așa amplu? A început melodia asta de mai am un pic, încep să plâng. Hai să vedem. Aici zici că e desenată o rachetă. Cu... o rachetă cu două dalea de combustibil. Uite o cruce, așa, da. Păi ce, mă, ce facem? Searches for cult members are underway. Deci noi trebuie să ne uităm după membrii unui cult. Păi... astea, da, aici dictionary. Stai, oare trebuie să citim ceva de pe aici? Brief, forță, oameni de ăștia expresuie mass, many cities praise modern systems. S-a deschis ușa asta, mă, nu. Dacă apeși câți de cameră, momentan nu cred că am, trebuie să o găsim. Nici lanternă nu am. Uite, ea, Mary didn't want to leave our house. Pistol? I shouldn't have left in... Bă, viața mea, bagă și tu pistolul ăsta în buzunar, te rog eu din suflet. Nu vrei? Ok. Ok. Dacă nu vrei, nu vrei. S-a mai schimbat ceva, deci la astea... Uite, a apărut aici ceva. Dar pe astea oare ar trebui să vedem ceva noi sau sunt puse random gen? Mă gândesc că are un sens, dar... Deci ăsta îl știm. Ăsta îl știm. Deep Psychology... Ăsta nu merge să-l luăm. Hai să văd dacă mai e ceva deschisă. Nimic. Ia! Cine a bătut, mă? Bagă în fund pistolul. Forță, viața mea. Dar bagă-ți-l tu, mă, ce mă pui pe mine? Ce mă pui pe mine? Suntem pe YouTube, nu pe altceva. De ce asta tot nu merge? Nu merge. Să fac nimic. Păi și stai, mă, ce s-a scris? No, eu nu pot să mă întorc, în cap bașcura voastră, eu nu pot să mă întorc, ești nebun la cap. Eu nu pot să mă întorc. Vezi, mă jur, mi-e frică rău de tot să mă întorc. Ne întoarcem? Mulți înainte, puiule. Hai, mă, ce-o fi. Aolo, ce i-ați făcut la ușa asta, mă, în cavașcura voastră? Și tot nu merge. Aolo, au căzut tablourile. Aici sunt trei fantomițe. Bill, Matilda, Kate, Grace. Patru sunt. Sedative. Ăsta tot așa. Nimic, nu merge deschis. Uh...
Marta, dacă ești tu viața mea, ești viața mea. Viața mea, ia un Strepsils de ăla, te rog eu frumos, că te doare gâtul. Ia bă o apă, ia bea un pic, ia o gură de asta, viața mea, că ți-a rămas în gât, nu vezi cum vorbești? Ilinca, te pup. Aolo. Mamă, e mai răgușită ca costele mele profesoare aici, ne-am pun la cap. Ce fac acum, doamne? Deci am astea aici. Mi se supun lumânări, mâna. Trebuie într-o ordine anume, oare? Ia. Mă, ce trebuie să fac eu cu astea, mă? Da, mă, uite! Deci nu, care e următoarea? Nu? Bă, mai e una pe care n-o văd eu. Asta, mă. Nu, nu e bine. Deci nu e asta următoarea, mă? Bro, nu se poate. Asta e atunci. Mă, care e? Deci astea au mers, care să fie? Stai așa, deci trebuie să stingem lumânările astea, dar trebuie să găsim ordinea. Deci a fost ăsta, ăsta. Și ăsta nu e, mă? Hai, mă, că nu cred. Ăsta? Fascinant. Aha. Ăsta. Mamă, ce creepy e că mi s-a stins monitorul, gen. Nu văd nimic și mă văd pe mine în oglinda aia a monitorului. Încă am ecranul negru și eu. Aha. Vă pup, vieții, ce faceți? Salut, viața mea. Ce fac acum? Hai să mă plimb, dăm ture. Hai să facem niște flotări. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte. Deci aici sunt niște urme. Nimic acolo. Ia vedeți. Ce fac acum, mă? Bă, dacă aveți probleme din alea cum epilepsie sau ceva, ieșiți un pic, gen, pe live, că sunt luminile astea, gen, nu ne-a avertizat la început, dar, na, doamne ferește, să nu se întâmple ceva. A, mamă, fix înainte să... Olo, 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 nu-mi place, nu-mi place așa! Luc! Unde să mă luc, viața mea, unde să mă luc? Aici? Olo! Aolo. Aici nu. Aici nu, mamă. Ia vezi, bate cineva. Da, viața mea, trick or treat. Ia vezi că merge să mergem. Bă. Home sweet home. Am intrat în casă, mi s-a zburit pielea pe mine. Nu știu de ce. Ia, avem aici ceva, nu. Bă, închide ușa asta că e jale. Închide ușa asta că mă panichează rău de tot. Deci aici nimic. Mamă, avem 7 iar. Aolo. Mamă. Nu mai merge aici. Și n-am lanternă, mă. În sfârșit s-a oprit muzica aia. Deci pe aici nu merge, pe aici nu merge. Aici merge, nu. Bă, dar nu văd nimic pe aici. Trebuie să găsim o lanternă, ceva. Și fii atent că nu e pe nicăieri. Forță. Tare rău de tot.
Ce fac, mă? Better get a flashlight. Mă, viața mea. Eu aș lua și 5 flashlight-uri, dar nu am. Bă, vedeți ceva ce nu văd eu? Băi, asta aici, dar nu merge să o iau. Mă, viețile mele. E pe masă. Unde, mă? Apăs pe F, nu se întâmplă nimic. Nu am. Mi s-a buguit jocul, mă? Era oare în camera aia și am ieșit fără să o iau și am închis ușa și după aia s-a blocat? Gen? Nu cred că nu merg... Logica mea nu mă lăsa să ies dacă era acolo, gen, știi? Dă un pic de zoom. Dă-te pe poză. Ba, apăs F, nu se întâmplă nimic. A, trebuia să dau zoom acolo și mi se deschide și am lanternă, lol. Deci trebuie să fii atent la detalii la jocul ăsta. Stai așa să dau un pic mai... Așa, cred că e ok. Să mă văd și-o. Gata, mă. Așa, da. Plouă afară. Mamă, e prea liniște. Mă, cine bate la ușă? Trebuie să vedem ceva pe tablourile astea, oare? Nu, deci, în jocul ăsta e foarte important în cazul în care vedem poze. Să dăm click pe ele, pentru că ni se deschid chestii. S-a mișcat ăsta mâna. Bro, ăsta nu era aici, nu? Aolo. Da, nu era aici ăsta. Au ieșit, uite, au dispărut astea. A apărut cine e? Cine e? Lily? Mamă, viața mea e un pic cam creepy. De viața mea nu mai zic. Ok. Bună seara, bună seara, ce faceți, domnilor? Vă pup. Păi vă pup și sper că vă distrați aici pe live. Da, au apărut acum cred că niște cutii, astea nu erau. Ulu. Da, mă, nu, în jocul ăsta trebuie să te plimbi, apar chestii. Uite, acum s-au schimbat astea, iar. Asta plânge aici, dar de ce plângi viața mea, ce ți-am făcut eu? Bă, bă, aici a zidit o meșteru Manole pe Ana, mă, mâncați aici gura ta? Aici e Ana aia, da... Forță? Bă, funia aia nu merge să o iau. O luam, gen. Haina asta era aici? Nimic. Aolo. Mamă, cum se aude. Bă, dau un pic mai încet că mă sparge. Ești nebun la cap, mi-e prea frică. Ia, a apărut măgarul ăsta aici. Uite poză. Uite-o pe viața mea. Vlăduț cu trandafirii. E pup, Vlăduț. Bă, aș vrea să mă duc la un escape room. Bă, am uitat să facem raid-ul. Viețile mele, am uitat să facem raid-ul. Mâncava și cura voastră, am uitat complet. Canada, viața mea, iartă-mă, Johnny Valiză. Stai așa un pic. Bă, sper că mai e live. Bă, nu l-am mai prins live.
Băi, Vise, lăsăm multe comenturi, vă rog eu mult de tot, cu Ride by Teo în comments aici pe live. Vă rog, fratele, mult că am uitat complet, ești nebun la cap. Scuze că am întârziat, dar... Așa, și aici. Dar am ajuns într-un final. Hai să dăm așa. Bă, vă rog eu mult de tot, că am uitat să facem ride, ești nebun la cap. Vă rog eu din suflet. Să ridicăm și pe ăsta sus aici. Nu, acum 5 ore a început live-ul. L-a terminat recent. Ce zic, chat? Hai, vă rog eu din suflet. Un comentariu aici, un like, dacă vreți. Vă rog eu din suflet. Am uitat și mă simt prost rău de tot. Deci mă simt prost. Mamă, ce nu suport când uit eu chestii. Da. Iulia, Nico, mersi mult de tot de donație. Te pup. Câți membri avem de dat? Că îi dăm acum dacă tot am făcut pauză. De câte ori m-am speriat jocul ăsta viețile mele? Ziceți-mi și mie. 9? Hai că dăm acum 10. Da, ajutați-mă, vă rog, cu un comentariu aici. Vă rog eu frumos. Am dat 2 în plus. Dă mai dau și acum câțiva în plus. Hai, viețile. Vă roagă, fratele. Ia, stai așa un pic. Teo 10-ul. Arată susținerea. Abonamente cadou 10. Cumpără. Gata. Asta zic. Bă, ați lăsat și voi com aici, vă rog eu mult? Ia. O să zice... Câte com? Câte sunt? Că nu mi-apar. E bug. Mamă, hai că ați lăsat. Bă, vă rog eu... N-am lăsat destule. Hai mă, frate. Hai mă, vă rog eu mult de tot. Durează un minut, ești nebun la cap. Vă roagă, fratele. Știu de lea că membrii să dau random, dar e Caterinca noastră, gen să mai spamăm, să mai aleași, ce zic? Așa, băi, Johnny, îmi cer scuze, frate, că nu te-am prins live. Am uitat un pic după ce am terminat jocul, dar l-am făcut acum. Te pup și mersi din suflet de donație. Așa, continuăm, deci... Și asta cine e? Că a mai apărut asta, o fi Marta, de fapt? Ăulă. Așa. Iulia, Nico, mersi mult de tot de membru, te pup. Asta e așa, că acum, deci s-au schimbat astea, iar nu prea. Stă la asta, s-a mai întâmplat. Uite mă, s-a deschis ușa asta aici. Bă, dar chiar sunt blocat, mă. Ia vezi, mă, că mi s-a și închis ușa cât am schimbat eu de două ori. Asta, mâncați, ești curata, e inception asta. Astea sunt forță rău de tot, pus pe grătar. Hai că da, dacă e. Asia Express, ești nebun, Asia Express continuă. Așa. Ia vezi, aici e niște sangre. Un pic, dar de ce? Fii atent că iar e schemă cu lumânări. Da. Deci ar trebui să găsim o poză, cred. Și să stingem o lumânare, ca să se stingă toate. Dar stai să vedem unde e. Sau să o stingem random. Aoleo, bro. Nu mă, trebuie să le stim pe rând, iau-te. Așa. Mai sunt aici. Gata. Păi și acum? Păi și acum? Mersi din suflet. Mersi din suflet, vă pup. Uite pe el ce faci, viața mea! Na, ce facem acum? Mă duc, am ceva aici. Mă duc, îi bag asta. Mă duc o gâdil un pic. Viața mea! Deci dacă sunt... Ia, nu, stai. Stai așa că avem alertele, stai așa. A dispărut, mă.
Bă, vă mulțumesc din suflet de genurări. Bine, cred că după cum zicem bunele maniere, trebuie să îmi cer eu scuze, gen, când strănu. Dar na, mie nu-mi place asta. Mai tare să urez sănătate, că până la urmă e un gând bun. Dar știi cum e. Acum, fii atent că acum e aici. Nu e, mă. Ha! Hate! Dar de ce mă urăști viața mea? Ce ți-am făcut? Ce ți-am făcut viața mea? Pași, 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 pași. S-a întors crucea aia, băi. S-a întors crucea aia, mâncați. S-a întors crucea, frații mei. Păi, stai așa. Am dat deja două ture și nu s-a întâmplat nimic. Trebuie să găsim ceva, cred. S-a pus un tablou sau o foaie, ceva. Dacă vrei să... Dar n-am vrut, mă, să o bat, ce ai? Am vrut să o calmez un pic, și ce zic? Nimic, mă. Mă, e ceva în ăsta? Alessia, te pup, mersi mult de tot. Mamă, ce m-am chinuit să citesc numele, că e cu sus în jos. Bă, ce trebuie să fac acum, mă, că acum nu mai înțeleg, gen. Mă uit pe geam? Dar vezi că n-are jumpscare-uri de-astea, gen, să-ți apară în față. Te sperie doar cu sunete, jocul ăsta, gen. Minge la ușă? Aha, aha. Da, viața mea. We love going on vacation. Mă, cine tot bate, mă? Ia că s-au auzit de aici niște copii. Fii atent că a dispărut ăsta. A, s-a ridicat, gen. Ok. No. Mă, ce se tot întâmplă, bro? Urât iepurele ăsta. Păi și eu ce fac, mă, cu el? L-am luat în mână, mâncați aici cu rata. Nu vă gândiți la prostii. Ce fac acum eu cu ăsta? Îl bag în cutie. Dar, pă ce? Nu, ăsta e F. Ce fac cu ăsta, mă? Uite-l, l-am pus aici. Și merge să aprindă astea? Nu. Dar ăsta nu s-a uitat. Ai văzut că plușul ăsta stătea pe o scrisoare ceva. Nu ne-am uitat pe asta, ia stai. A, nu ne lasă să ne uităm. Aici nu e nimic. Au apărut alte tablouri, dar așa. Nimic pe aici. Nimic pe aici. Păi asta e, nu trebuie să aprindem asta din nou, nu? Nu, deci nu merge niciuna să o aprind. Caută ceva să le aprinzi? Zici că găsim o brichetă pe aici? O brichetă cred că trebuie să găsim. Dar nu știu ce să zic. Nimic viață. Uite, mă, e ușa asta deschisă. Mă, ce se întâmplă?
Mă, ce fac? Foc sau mai stau? De intrat nu mă lasă să intru. Eu plec, mă, de aici, ești nebun, nu mai stau. Aaa, e sora mea aici. Aolo. Da, iubire. Ce faci, gărgăriță, n-ai plecat? Acum pleci, mă, piticane? Aveam, dar puțină, mersi. Te iubesc și eu. Și ce-i falul asta viețile mele? O iau în brațe, o iubesc, o pup? Nimic, nu prea mă place. Bă, camera! Viețile mele, de ce s-a negri camera, mă? Am rămas fără baterie, cred. Stați așa un pic. Mamă, stai așa că am pus și ăsta. Stai că pun bateria acum, stați așa un pic. Asta trebuie scos așa. Două secundele. Ah. Bă, dar mai am o baterie? Ia să. Gata, așa. Hai să vedem dacă merge. A, gata. Și acum trebuie pus asta la loc. All good? Da, asta zic. Se înforță. Mi s-au schimbat setările pe aici? Asta e două secunde. Nu, e ok, perfect. Să punem mai așa. Gata, suntem ok. Am rămas fără baterie, vițină, că încă nu... Nu știu care e faza, nu merge... Mă rog, irelevant. O să pățim așa pe live-uri. Dar asta e. Bine că durează puțin. Așa, continuăm. Ia vedeți că mi s-a pus simbol aici, de ritual, de astea. Then hell... Cine citește asta? Păi și... Ce-i fac eu ăsta, mă, trebuie să aprind astea? Nu, că încă n-am cu ce, mă, deci nu trebuie să mai căutăm să aprindem astea. Cred că s-a întâmplat ceva pe aici. Da, uite, s-au schimbat toate astea. Nu e în focus camera? Bă, da. Astea tot nu s-au deschis. Aici pe masă nu e nimic. Aici nu e nimic. Ale, mulțumesc din suflet de donații, te pup. Aici nu este nimic. Din nou nu e, deci acolo, cu ăla, trebuie să facem ceva. Cred, dar nu știu ce. Uite, H-ul ăla și sorry. Zice. A, uite, mă. Did we know you're not guilty? We hope you be resolved. Ah, dead, pardon. Ok. Deci a fost frame-uit, taică-su. Păi un pic mind fac jocul ăsta. Iată-mă aici. Nimic. You can't get out, îmi zice. Viața mea, intru până astea. Intru până astea, nu mă testa. Nu mă testa. A bătut la o ciocă, cine e? Bă, ia asta pe asta. Vițe. Ce s-a întâmplat, mâncava și cura voastră? Aha, a pus o poză acolo. S-a prins, mamă, îmi sparge urechile. V-a spart și vouă urechile sau doar mie? Eu cred că aud mai tare decât se aude pe live. De asta întreb, gen. Bun, și-a revenit casa, aparent. S-a lungit casa un pic. Tablourile astea cred că așa ar trebui puse în mod normal și cred că s-a deschis asta, nu? Nu. Dau un telefon. Pe cine sună în viețile mele? Sună un prieten. Opa! Besel alcalin. Ai o baterie asta. Am găsit o key to the door. Nice. Deci asta n-am ce să fac cu ea, nu? Ciudat. Hai să vedem pentru ce ușă e cheia aia. Ale, mersi mult de donații încă o dată.
Ia-i, dăm aici. Nimic. Deci astea tot nu. Asta nu, cred că asta. Mă, pe, am luat o cheie și nu merge să deschid nicio ușă, bro? Aha. U, de la baie. Uolo. Mama, am trecut mai departe. Ia vedeți, mă, capa și cura voastră. Da, mă, era ușa de la baie. Apparently. Și nu mai am lanternă. Does not work. Forță, nu mai am lanternă, ce credeți? Parcă prea mult am stat cu lanterna în mână. Și acum, iasă. Deci astea tot închise sunt, nu? Oare mai are rost să le încerc, mă, frate, că mereu sunt închise. Nimic, nimic. Aici merge să sun, merge să fac ceva. Nimic. Aha. A, trebuie să iau asta, să o bag în lanternă. Da, 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 bateria, da, 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 da. Aha. Aha. Și acum iar ne-a dat în spate, gen în trecut cum ar veni, că e iar VHS. Mamă, ce nu-mi plac astea VHS. You can get out. A, deci practic cumva ne-am întors unde eram, gen. Văd că e totul la fel, gen. Cu you can get out, cu de-asta. Oare trebuia să deschid asta? Nu. Am zis să... Mi-a apărut o mână pe aici. Cred că pe aici era. Stai. Olo. Aici e bătută în cuie. Asta e... Aha! Ia vedeți, mă! Mamă, cum face lumina asta. Așa. Olo. Ne-am revenit. Servietă. Păi uite aici. Aha. Key to the drawer. Deci că la un dulap, dar care? Ăsta oare? Nu, ăsta e ceasul. La care dulap, mă? Ăsta. Deci avem poză cu ăsta și avem camera. Trebuie să pun camera pe ăsta, cred. Uite, e ceva pe el, gen. Aha. Forță. E sora mea aici, pe ăsta. Nu joc viața mea. Nu joc de obicei. Nu joc nici în seara asta. Mersi mult de donație. Păi și acum ce se întâmplă? A, bă, ce-mi vorbește aici, urechi? Îți pute gura viața mea. Fanii mei, este bun, mersi mult de donat. Dormeai în dulapul de la ceas. Aia zic. Dar taci viața mea, te rog eu din suflet. Taci un pic, un pic măcar. Un pic măcar viața mea. Așa. Ce vezi? Leave me alone, dar ce-ți fac viața mea? Bă. Bă, asta nu e aia din... Bro, e aceeași fantomă ca în toate jocurile, ca în Father's Day și ca în alea. Vedeți că zice la fel? Deci e aceeași voce, gen, și zice, uite, vezi, iar asta, uite, Denisa, te-ai prins și tu viața mea. Dar ce fac acum? Mă uit în lumină? Nu. Nici asta. Uite poza aici. Trebuie să fac, cred că, poză la ușa asta. Da.
Și acum? Trebuie să fac poză și la asta? Nu. Ia, văd că fâlfâie ceva pe aici. Nu s-a deschis, nu s-a deschis. Mama, acum e și mai mare casa, gen. Și e greu să te, să te tot foiești pe aici și să... Na, știi cum e. Păi stai mă, i-am făcut poză la ușa aia și nu s-a întâmplat nimic? Jocul ăsta 100% l-ai mai jucat odată? Nu, bro. Este același developer și poate seamănă cu jocurile pe care le-am mai jucat. Deci avem o poză aici pe perete. Și o poză aici. Este. În partea aia oare? Da, aha, uite-o pe asta. Salut, te pup și te urmăresc, IG Budi 30. Te pup mă, Budi, mersi din suflet, bro. Da, a apărut asta aici. Forță. Și acum aici, nu? Da, uite. Uite-l pe ăsta. Mai facem una? Nu, gata. Păi și... Întrebarea e unde se duce asta? Era cu față spre mine, logic ar fi că se duce pe aici, nu? Dar pe aici din nou nu am ce. Nu, deci pe acolo trebuie. Asta nimic, nimic. Da, mă, momentan cred că trebuie să găsim poze și să ne folosim de aparat. Oh, oh. S-au spart... S-au spart toate becurile. Aici nu. Yeah, you know what to do. Now's the time. Do it. Ce să fac mă acum? Mă, ce vrea ăsta de la mine viețile mele? Au apărut astea pe aici, a? Dar întrebarea e... Fă poză la ușa cu planșele? Ulu. Nimic aici, am zis că trebuie să fac poza aici că au apărut astea gen. Oare trebuie la astea de jos? Nu. Da, nu. Deci la ușa cu planșele. Păi care, care ușă? Ulu. Cred că ușa ăsta, mingea aia a fost cred că ca să mă ajute că e în partea aia gen. Ai doamne. Mă, ce se întâmplă la asta? Mamă, ce mă sperie mereu geaca asta, am impresia că e acolo cineva. Ah, baia iar. Uite o poză aici. Deci, ăsta, care flicărea. Aolo. Stai mă, nu era ăsta? Vițe, nu ăsta era, mă? Ce-a trezirea? Vițe, dormiți, mă? A, nu, ăsta. Uite-l.
Aha. Key to the door. Hai să vedem ce door. De ăsta nu. Stați pe spate. Ce frumoasă e viața. Vreau să-i simt dulceața. Fără dar și poate. După aia nu mai știu, dar a fost un poet mare care a scris viețile. Cred că la școală am învățat noi de... Știți ce poet a scris poezia asta? Mă, de la ce e asta, mă, frate? De la baie n-are cum să fie că e deschisă. De la ăsta e. De la ăsta e. Nu se poate așa ceva. Nu pot să cred că nu știe nimeni gen ce versuri sunt astea. Viața mea, ai prețul pentru donați, pentru promovări în descriere. Mihai Eminescu, da. Sunt profund dezamăgit. Voi vedeți, voi vedeți în ceea ce a donat David? Ziceți-mi, vă rog frumos, că vedeți. Aha, dar eu n-am mai încercat, mă, să deschid asta odată și n-a mers. A, trebuie să fac poza aici. Ia, ce mai văd? Aha. O, viața mea, s-a spart și ăsta. David, în ureche mâncați, ești curat. Poate te joci, că eu vreau. Știți cum e. Dacă el vrea, mă, viețile mele. We wanted to start a new life. Și a sunat soneria. Ba nu, e telefonul. E telefonul, că n-avem soneria aici în casă. Eu știu că stau de mult aici. Key to the drawer. Mă, care drawer mai e și ăsta? Mamă, ce m-am speriat. Asta a fost un speriat mai tăcut. Olu. Mă, care drawer? Ăsta. Și-am găsit Alice managed to photograph that evil. Deci este pe hall. Și eu am aici o cheie de la Key to the door. Aoleu, doamne. Viața mea ești frumoasă rău de tot. Și cânti. Doamne, super, deci dacă viața mea. Hai, nu, viața, trebuie să zic. Deci dacă noi am fi la Vocea României, asta s-ar întâmpla. Te vreau în echipa mea, viața mea. Fără, nu, deci nu fac mișto. Să nu te super pe mine. Deci eu chiar n-am făcut mișto. Mamă, am dat cu palma în ăsta. Și am tatuajul ăsta proaspăt făcut. Mă doare de, nu mai pot. Am vrut eu să fiu glumesc, gen. Știi ce zic? Mai râdem și noi. Aoleu. Unde i-a făcut, doamne, poză? Deci aici nu e. Trebuie să facem. Aoleu, doamne, ieși și o bolan asta. Nimic nici aici. Mamă, dar de la ce ușă am luat eu cheia aia? Nimic. 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 Mă, faza e că am văzut o poză cu asta și gen zicea că a reușit să o fotografieze pe asta, gen. Și cred că asta trebuie să facem și noi. Oare aici?
Nu. Aia cu hate. Mam. I-am făcut poză, i-am făcut poză, i-am făcut poză, i-am făcut poză, dar nu apare poza asta. Viața mea! Bă, asta are mască pe față. Bă, nu, bă. Asta e Marta, băi! Dansează ăsta, bă. Aolo. Marto. Doamne, nebună mai ești, Marto. Ia. Mary was depressed. Păi viața mea, cred și eu, ești nebun și eu sunt la ce am văzut azi. Un pic și eu, de ce să te mint? Viața mea dansează și ăsta. Mamă, dansează viața mea. Mișcă-te ca șarpili. Ce-ai făcut, mă? A furat mireasa, băi. Viața mea. Tu dansai cu ăsta? Hai să ne iubim și să fugim în lumea asta mare. Că de n-ai fi, aș suferi și nu mai știu cum era. Viața mea, de ce plângi? Shut up! Nimic n-am zis. Nimic n-am făcut. Doar m-am plimbat de colo-colo, viața mea. Sunt blocat într-o cameră. Într-o casă. Nimic n-am făcut altceva. Da, nimic nu... A, aia. Aolo, Marto. Bă, asta e Marta. Din Marta is dead, mâncați-și gura ta. Nu, din jocul ăla cu Marta. Deci e aceeași Marta, ești nebun la cap. Dar ce se întâmplă? Amanta lui Teo. Păi știi cum e cu Marta. Marta, Amanta, știi cum e. Ce mai trebuie să fac acum, doamne? Încă o poză aici. Mary was depressed. Nu, e aceeași din asta. Nu... Mai trebuie să fac... Aha. Aolo. S-au întâmplat nefăcute aici. Mă, ce fac acum? Am stins toate astea. Îi fac pozele ăsta? Nu. Mă, ce trebuie să fac? Ce aveți, mă, cu mine? Ce fac? Mă spăl pe dinți? Îmi pute gura? Deci asta e intervenție, mâncare. Dă-i drum, dă-i drum, scoate periuța. Nu ai ce să fac nimic. Hate you, aolo. Foarte multe simboluri. Nu merge să ies. Merge să ies pe aici? Nu. Deci trebuie să descifrăm ceva. Trebuie să fac poză la asta. Nu. Ok. Avem un cerc.
niște d-astea și fac viețile mele. Merg astea să le deschid? Nu. Deci David îmi zice, reacționează la fână a FVHS, e foarte horror. Bă, David, eu te întreb ceva. Atât vreau să, și vreau să-mi răspunzi. Mă, ce ai cu mine viața mea? Ce ai cu mine viața mea? Cu fână a fâul ăla? Ce ai cu mine? Ce ai cu mine? Te întreb și eu. Dă curiozitate așa. Ce ai cu mine viața mea? Ah, ia vezi. Am zis. Mamă, sunt în mare living, ești nebun la cap. Unde am ajuns, ia? Trebuie să fac poză la asta. Deci sunt niște draperii și în dreapta e Mona Lisa. Uite aici. Da, am făcut degeaba. Mamă, serios, nimic? Oare acum? Nu, nimic. Deci nu înțeleg. Bă, n-ar trebui, n-ar fi logic, gen, să fac poză la ce mi-arată ăsta aici? Apare nu, i-am făcut, nu i-am făcut album, ești nebun la cap, la perdeaua aia. Ăsta nimic. Ok, deci ăsta aici nu. Ăsta aici nu. Aha, uite mă. Februarie 93. Nu, nici aici. Pe 24 de ani, da, viața mea, 24 am. Ce trebuie să fac, mă? Aici trebuie să găsesc ceva, cred. Te și stai cam poză în fața geamului. Aha. Ok. Asta vine în dulap? Nu mai apare, nu? Gata. Nu, deci am făcut asta. Am in handy. Deci să ținem minte că bricheta e aici pentru când o să avem nevoie. Ia acum pe canapea. Sunteți pregătiți? Mamă, nimic. Aha. Trebuia să aprind asta. Aoleo. Uite, am luat asta. Ia să vedem. Asta cântă dând dulap, mă, ești nebun la cap? Ia uite, ești primul la care donezi. Te pun, mă, Cheops, mersi din suflet, bro. Bă, eu am băgat caseta și degeaba. Adică nu mi-a început nimic, gen. Oare s-a mutat ăsta aici? Trebuie să vă mai cu o poză aici, gen? Nu.
We the unwilling trained by the unskilled to do. Bă, frate, vorba asta eu o mai știu de undeva. A fost și în celelalte jocuri, nu? E tare că au legătură jocurile între ele. Oare trebuie să plec acum? Nu. Ia. Nu mă, n-are treabă cu sertarul. 100% trebuie să se întâmple ceva aici. Da, mă, gata, uite. Trebuia să mai apăs eu pe un buton. Mamă, dar cât mai durează jocul ăsta, mânca vașcura voastră. Sunt înapoi în 87. Nu mai am lanternă, aparent. N-aveam lanternă, mă, când eram în perioada asta de timp, gen. Ăsta îmi șoptește în urechi. Și e David. Nu mă lasă să merg mai încolo. Nici cameră nu am. Ei, ei, ei. Nu mă lasă pe aici. Uite, iar funia asta. Aici nu văd nimic. Aici e ceva? Nu văd. Aici nu mă lasă, e ceva în cutia asta. Aici nu mă lasă, nu? Nu. Da, mă, dar ăla pe aici a venit, mă. Deci astea sunt tablourile alea pe care le-am văzut noi la început, le țin minte. Ce trebuie să fac, doamne, trebuie să mă întorc acum iar? Nu, uite, mi-a pus cutii. Stai. Nu merge, nu? Să se deschide asta, nu. Asta nu e nimic. Aha. E cineva aici. A, e sora mea. Sunt doi, băi! Ăsta-i dezbrăcat! Viețile mele, ce fac ăștia aici, mâncați aici gura ta? Ce tocmai am văzut? Na, mă, na! Mai ziceți ceva, ești nebun la cap? Ui, ce e? Face asta, mâncați aici cura ta. Și-am cuiat, nu? Da. Asta nu s-a deschis, trebuie iar să mă întorc. Uite-o pe sora mea. Aolo. Și iar s-a dus. A, acum nu mai e viața mea aici. Ui, ăsta aici. What? Merge să intru în baie acum? Nu. Cineva aici. Uite-o pe asta iar. Mamă, mâncați-i și cura ta. Iar loading. Nu am camera, mă. A, ia. Cum ar fi să mă dea? Deci aici ne-a dat și la începutul jocului. Și erau numai spunzurați pe aici, dar văd că nu mai sunt acum. A, sau? Nici pași nu se mai aud. Mașina aici. Uite, mă. Iar. Păi și, ia, vedeți ceva acolo? E iar, ne așteaptă asta? Ce facem, mă, Inception? Iar încep același joc? Acum e asta mică aici. Și pe asta o cred că o căutam, pe Marta. Dar e un sacrificiu. În ce, doamne, iartă-mă?
nu mă lasă. A, uite, trebuie să iau, cred că pe aici. Da. Ce mă enervează jocul ăsta, că nu merge să alergi în el. Gen, și merge încet, știi? Amanta, da, hai că forță. Unde ajungem aici? Cred că ăsta e finalul, așa pare. Voi ce ziceți? Uite-i mă pe ăștia de la nuntă. A, ne-am întors la nuntă, mă, viețile mele. Deci până acum s-a furat mireasa, adică eu. Și acum m-a adus înapoi. Ce faceți, mă, vă pup? Hai că ne-am mai văzut de mult. Sperească Dumnezeu. Bă, e ăla fără pantalon, dar acum și-a pus pantaloni. Asta era caseta, mă, viețile mele. Deci tot ce am văzut acum era de la casetă. Ia vezi că am lighter acum. Păi și... acum cu lighterul ăsta, logic ar fi să aprindem niște lumânări, nu? Nimic aici. Nimic aici. Ia vezi, mă. Ce aveți, mă? Ce să zei, mă? Ce mă enervează? Aaaa! Mamă, mamă. Și eu ce fac? A, uite-mă, ok. Key to the drawer. Păi fii atent, am luat cheia de la dulap și nu merge să-l deschid. Mai ziceți ceva, na? Stai că trebuie să dau 15 ture de cameră, că așa funcționează jocul ăsta. Deci 15 ture de cameră, la mișto așa doar. Și după aia merge, gen, știi? Sau, ba nu mă, cred că e de la ăsta. Nu mai merge la lanterna asta, ok. Nu mă, de la ăla cred că e. Stai așa, de la asta din stânga. Da. Altă casetă. Așa. Și acum iar ne-a băgat în al de ăsta. Deci august 30 1987. La mulți ani și vouă, mă, puiilor, mersi mult. Ia, deci avem lanternă. Ce scrie aici? The previous employee, așa, colegi de mea, așa, colegi de mea, așa. Iar VHS. Ok, am mers să deschidem aici. Ah. După viața mea. Asta e cam creepy cum ține pe bebelușul ăla în brațe. Cum ar fi să găsim și aici o casetă și să fim în casetă, în casetă, în casetă, ești nebun la cap? Forță cred că ar fi, tare rău. Hai că, dacă e... Mhm.
Sunt niște simboluri pe aici. Să privesc, stai mă, deci asta e la început, pe aici am intrat, nimic aici și nimic aici. Ce trebuie să fac, doamne, iar? te pufanești, ce faci? Bă, nu știu când mai fac live, că mâine o să plec până duminică. I just came from there. Aha. Stai mă. Dă-te în spatele pozelor, adică. I locked the room with the key because așa. Bă, aici nu e nimic pe spate și mai era una parcă, nu? Uite-mă aici. Key to the door și acum trebuie să o încui, gen. Aba, nu. Ia uite-o pe sora mea. A, și trebuie să vin la tine, nu? Perfect, vin, o să mă iei în brațe un pic. Mamă. Yoga trainer, ești nebun la cap? Păi și... Aha. Ia ce găsim aici? E cineva în camera asta, what? Și acum trebuie iar să mă întorc. Bill și Matilda, forță, să fie sănătoși într-un ceas bun casă de piatră. Ia, yeah. I need to finish packing up. Păi și ce să-i fac eu viața mea, că nu merge să fac nimic, ești nebun la cap? N-am mă finish, auzi mă, să terminăm de împachetat. Ia și terminăm de împachetat, să nu ne lase să facem nimic. A, ah, lol, eu-s prost. A dispărut păpușa aici, nebun la cap. Așa. Bun. Păi și oare trebuie să strâng și din camera asta ceva, mă? A, am înțeles. Pasta cred că trebuie să o mai iau cu mine. Uite, oare trebuie să strâng de pe aici, ia? Nu, că ăsta nu merge. Incredibil. Bă, a început în forță jocul ăsta, dar spre final s-a cam stricat așa un pic. Clau, te pup. Mersi mult de tot.
în sfârșit. Dar e foarte ciudat în jocul ăsta că ați văzut că am încercat să-l iau în mână mai devreme, nu vă gândiți la prostii. Gen, și îmi dădea să-l pun la loc și după aia m-am plimbat un pic, m-am întors și după aia m-a lăsat. Adică e ciudat rău de tot, e făcut intenționat ca să stai mult pe el, gen. Nu prea mi se pare fair neapărat. Un little L pentru acest joc din partea mea. Uolo. Nu, ne place de Isus viața mea, nu de asta. Aha, asta mi se închide în gură. Și eu sunt de părere că se lungește prea mult și degeaba, gen. Și cumva nu mă lasă sufletul să-l las așa, gen, știi? Hai să-l terminăm dacă tot l-am început. Că am impresia că e din ce în ce mai puțin, gen, până terminăm, știi? Și ne jucăm și nu se mai termină, gen. Bun, simt că îmi bătrânesc în jocul ăsta. Aha. Viața mea după ce termin ăsta, sincer, cred că închid și eu. Suntem de 3 ore, am zis că îl ținem până pe la un 10 așa. Uite, iar astea. Trebuie să le strâng iar oare? Ah, ăulă. Uite-o pe asta. Hai, sărută-mă. Hai că forță. Ah, și-a zidit aici. Băi, meșterul manule aia, mă, ești nebun la cap, pe bune. Așa s-a deschis. Aaa, forță. Ia. I am ready to determine if someone will find it. Forță. Bă, asta e aia din Infliction. O mai țineți minte? Deci mi se pare asemănătoare, ești nebun? Nu e 10, e 10 fără 5, a? Acum ne dă înapoi. Și sper că... Doamne... Cât mai e din jocul ăsta, mâncați aici curata. Bă, de când ne jucăm jocul ăsta? Este așa. Bă, ăsta are 53 de minute, ar trebui să fim aproape de final. Avem lanterna din nou. Găsim aici ceva. Nu, cred că trebuie să ne plimbăm ca nebunii. Oh! Ce-a luat de aici? A, uite. Ia vedeți, mă, că s-a deschis ușa de la dulap. Și acum mă dă înapoi și trebuie să mișc cartea asta ca să se deschidă ușa de la dulap, să vedem ce s-a întâmplat, gen. Dar știi care-i faza? Îmi trebuie o carte. Trebuie să o găsesc în altă parte, gen. Deci îmi zice că îi trebuie o carte și o bibliotecă plină de cărți, ești nebun la cap? Păi și de unde să-ți iau, mă, cărți? Cartea pe care... Doamne... Asta nu e... Asta e. Așa. Mă, dar se aude... E cineva în dulapul ăsta? Nu e, mă, nimeni, nici nebun. Mă bag eu? Olo. Ia. Ha! She's close, chica.
O notă la joc până acuș. 7. Cred că 7. Voi, viețile mele, notă la joc. Dar cine e ăsta, mă? Uite-o pe asta. Nu cred că ați văzut-o de web-ul meu. Asta nu mai fi așa indulgent. Bă, nu e rău, dar nu e nici forță. Dacă era mai scurt un pic, gen, și mai compact, știi ce zic? Că e prea tras de el. Tu și pe viața mea acolo, dar nu cred că are haine pe ea. Mă, viața mea. A, ăsta e ăla, mă, nenorocitul. Dom'le, dar sunt blocat în camera asta, bă, nu mai pot, ești nebun să ies. Altă din asta, mă. Nici cu indulgență, fără mișto, așa rău. Mamă, 10 ani de YouTube a făcut Rafa aici, nebun. Tare rău. Eu nici 4 nu am aici, nebun, la cap. Bravo, mă răfică. Zicem la mulți ani și noi la final. Băi, pe bune. Hai, viața mea, asta să fie finalul. Aha. Mamă, i-a intrat direct în spate. Viața mea, las-o, mă, pe săraca fată. Deci în camera de la intrare e asta. Aici. Ai, mă, nu e cheia de la asta. Mi-arătam poză că e acolo. Vezi, câți membri mai avem de dat? Mă, dar care ușă? Deci fiți atenți. Fiți atenți că eu acum mă întorc. Deci vezi, mă întorc la ușa aia și fiți atenți că acum se deschide. Aba, nu mă, era asta. Uite-l pe ăsta. Viața mea. Deci dacă se întâmpla cum ziceam eu, dădeam alt F4. După viața mea. A, și nu pot, nu să trec acolo. Este. Stai, ce zice? Și ruled Mary. Deci o domina pe viața mea. Nu, aici nu e... Ba, da... A, nu pot să trec, mă. Aici, deci asta a fost tot aici. A început o muzică. Unde este viața în Lord of the Rings? Ce s-a întâmplat, băi, viețile mele? Aha, ăsta să fie finalul, oare? Știu, mă, că e 10. Așa, ca un miner. Și acum mă cul, nu? GLHF, ce scrie aici, mă, frate? Good luck, have fun. Acum mă dă înapoi și cred că ar trebui să fie finalul. Uite, septembrie 26, 1997. Mamă, bro, cu 355 de zile înainte să mă nasc, ești nebun la cap? Sau așa s-a terminat, mă?
Asta e ultima fază sau gen așa se termină cu data asta? A, nu, uite. Room. Ia, deci I was told there was nothing in that house. Și hai mă. Cred că trebuie să așteptăm până Help me finish what you started. We'll have to end it, it fits. Ah, da mă, e, cred că e finalul ăsta. Key to the drawer. The psychiatric history. Aha. Deci practic de-aia se numește locked up. E închis spiritul ăla, niagen, cum ar veni, și nu poate să scape de el. Aha. Aha, deci suntem blocați cu viața mea aici. Viața mea, dar mie nu-mi pare rău că mie îmi place de tine de mor. Râzi, a? Tu nu mă iubești. Da, mă, ăsta a fost finalul, gata. Notă joc, sinceră. Notă părere, hashtag șansă. 27 septembrie, continuarea. Ah, ok, ok, ok. Am înțeles. Câți abonați am de dat? Câți abonați am de dat? Abonați, doamne, membri. Era bine dacă îmi dădeam abonați, ești nebun. Hai, dăm 5 așa de final. Dăm aici frumos. Cum 9? Bă, cum am 8, 9, 10? Bă, mă luați la mișto? Când m-am speriat, mă, de 10 ori? Hai bine, luați 10 de aici, dar nu vă cred. Chiar nu vă cred. Cumpără. N-am ținut cont, nici eu n-am mai trebuit. Gata, luați 10 de aici ca să nu știți că-s băia rău. Vedeți, cam ăsta a fost și live-ul. Vă pupi, vă iubiți, sper că v-a plăcut, sper că v-am adus în zâmbețel. Cui, vedeți că, nu știu cum se facem raid, gen, că sunt 3 live-uri. Vedeți că a început și Hymen live, e și Pala și a început și Rafa, a făcut 10 ani de YouTube, la mulți ani și mulți înainte, frate. Vă duceți voi la cine vreți, gen, dacă mai aveți chef de live și așa. Eu vă pup, frate, și vă doresc o seară minunată în continuare și ne vedem la următorul. Și vedeți că zilele astea postăm vlog. Deci v-am povestit pe la început. Vă pupi și aveți grijă de voi și vacanță plăcută. Vă pup, aveți grijă.